Îți scriu o carte, mamă, din aiud, din temnița cu lanțuri și zăbrele, cu ziduri reci din care nu se aud, cum mor în chinuri visurile mele. Copilul tău cu pieptul de aramă, ce rătăcea adesea pe poteci, azi nu mai e decât o umbră, mamă, încarcerat 520. Îți scriu o carte, poate cea din urmă, căci dansul Salomei e întoi, căci în celulă o viață iar se curmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. Mă numesc Ulpiu Traian Bodea, un nume foarte folosit în zona asta a Ardealului, mai ales că bunicul meu a fost unul dintre cei care la Alba Iulia a fost acolo în 1918 pe Câmpia Libertății și sigur dădeau niște nume bătrânii pe vremea aceea care să nu poată fi maghiarizate. M-am născut la 24 octombrie 1941 în satul Săliște de Vașcău. Este o treabă foarte interesantă. Eu am apucat, chiar dacă eram foarte mic, am mai apucat când la școală, în Săliște de Vașcău, unde aveam o sală de clasă foarte mare, unde erau toate clasele 1-4, cu o singură învățătoare. Și încă îmi amintesc perfect portretul regelui Mihai de deasupra catedrei, peretele unde era și tabla, știți? Exista o anumită respingere a comunismului. Când s-a instaurat comunismul, a fost categoric o atmosferă de descurajare. În primul rând de respingere, din nou spun de respingerea comunismului, dar și de descurajare. Pentru că, acum, cred că ați auzit și dacă sunteți mai tineri, că alegerile acelea au fost măsluite. Oamenii știau cum au votat și au dat seama că ceva este necurat la mijloc și au fost descurajat, nu știau ce așteaptă. Mi-amintesc că la școală am învățat geografia dintr-un manual în care scria negru pe alb. Cel mai mare fluviu din țara noastră este Volga. În general, arestările pe vremea aceea erau un fapt obișnuit, ceva curent. Ceva care se producea aproape în fiecare zi. De exemplu, cazul meu, nu pot să mă exclud pe mine, la 15 ani și exact 8 zile, deci v-am spus mai înainte că sunt născut în 24 octombrie, 41, în 56, 2 noiembrie, la prima oră, la ora de franceză, a doamnei profesoare Racolțea, nu pot să nu-i amintesc numele, au intrat doi securiști care mi-au pus cătușe în fața colegilor. Profesoara mea a căzut la catedră aproape leșinată și m-au dus pentru 3 ani și jumătate. Ce am făcut eu? Eu m-am ridicat la o ședință care s-a desfășurat în anfiteatrul liceului Samului Vulcan, ședință unde profesorii noștri, așa vă spun asta ca o ciudățenie, stăteau lângă noi în bănci. Iar la o catedră mare, care era în anfiteatru, era un locotenent major, un politruc de la Unitatea Militară, care ne-a explicat că bandiții unguri au avut curajul să ridice împotriva armatei liberatoare sovietice. Și eu m-am ridicat și am spus că bine au făcut. Armata sovietică ar trebui să plece și de la ei și de la noi, pentru că sunt mai mult de 10 ani de la sfârșitul războiului. Iar m-a jignit atât de tare, stil Macarenco, a urlat la mine și m-a strigat să stau jos, să tac din gură.
încât, cum să spun, nervii aceia aveam și pe vremea aceea, să zicem. Noi, în general, românii suntem cu un temperament mai vulcanic. M-am dus acasă, am luat un bloc de desen, două, dar unul nu era complet. Mi se pare, dacă 17, am făcut 17 manifeste și le-am lipit prin oraș, pe care scrie afară cu rușii, jos comunismul, luați exemplul poporului maghiar, și le-am lipit prin oraș, pe vitrine, pe afișele. Nu, era scris pe, cu peniță redis, scris cu litere mare, toate trebuie, nu era niciun desen, era doar scris, era doar textul pe care l-am lipit și evident cineva m-a văzut. Le-am lipit pe afișurile de la cinematograf, pe vitrine, pe garduri. A doua zi dimineață. Singur? Singur. Până la ce oră? Păi era seară, treaba asta era în noiembrie, la început de noiembrie. Deci era o oră, nu foarte târziu, pentru că se făcea deja noapte, dar imediat după lăsarea nopții le-am lipit. A doua zi dimineață, securitatea a fost foarte activă atunci, foarte pe fază, ca să zic așa. A doua zi dimineață, la ora 8 și jumătate, între 8 și 8 jumate, nu mi-amintesc exact ora, am fost arestat. Atunci am primit atâta bătaie și s-au făcut asupra mea atâtea presiuni, încât ce a urmat la securitatea din Oradea nu mi s-a mai părut neobișnuit, greu de suportat. Au încercat la securitate să scoată de la mine anumite treburi, să aparent banale, dar care pe vremea aceea aveau mare importanță, pentru că îți puteau fura ani întregi din viață. De pildă că taică meu asculta Europa Liberă. Nu puteam să spun treaba asta, oricât m-a bătut. Și băteau, să știți, pe vremea aceea fără milă. Am luat bătaie în felul următor, începând de la pălmi, care erau, cum să spun, un fel de mângâiere. După păli urmau loviturile cu pumnul. După loviturile cu pumnul, dacă nu-și dovedeau eficiența, urmea loviturile cu, noi spuneam, bulanul. Nu sună foarte bine, dar așa îi se spunea. Chiar era un baston de cauciuc, care avea, cred că avea în el și o împletitură de sârmă, ceva care îl făcea destul de greu și producea dureri destul de mari. Cum să spun, treburile astea mergea până la suri de țigară pe mâini și acum am, după, vă dați seama cum ar fi fost mâinile mele, dacă acum se mai vede încă, se mai văd, pardon că sunt profesor de română și fac și acum greșeli de exprimare, se mai văd și acum arsurile de țigară de la anchete, după aproape 60 de ani. Ei, toate treburile astea durau ore în șir, fără pauză, tocmai ca să se exercite o presiune care să devină insuportabilă, să cedești, să spui. N-am cedat, o spun cu o anumită doză de mândrie. N-am cedat, am fost dus la Oradea și toată povestea asta a continuat 2 luni și jumătate, cu anchete zilnic, de multe ori de 2-3 ori pe zi, dar și noaptea, foarte puține nopți am avut când n-am fost dus la anchetă, de fiecare dată cu bătăi, mergând până la Leșin. Securitatea din Oradea pe vremea aceea era așezată, dacă știți unde e spitalul militar, mai încoace, mai spre, e pe colț o biserică, așa mi-amintesc eu, da? Vis-a-vis pe partea asta, la altă, chiar pe colț, este și acum miliția, cred că este și acum, și în spate, da, puțin mai în spate era o intrare. Am știut că mergem la demisol după faptul că am coborât niște scări. Acolo era un coridor lung, știam că e demisol pentru că erau geamuri, niște geamuri așa mai mici, dar blocate cu lemnă, nu vedeai afară deloc. Încăperea aceea avea aproximativ 2 metri, cam 1,50 m cu 1,50 m, nu, 2,5 m, 3 cel puțin. Erau două paturi de ciment, deci ridicători de ciment, cu un spațiu între ele. Pe paturile acelea ce se aducea o saltea cu paie, cearceaf, pernă și pătură. Asta era cel, nimic altceva nu era în celulă. Tinetă nu aveam la securitate, ne scotea de obicei, aveam de 2 ori program, se numea.
eram scoși la un WC-ul pe coridor, unde într-adevăr aveam un WC-ul destul de curat, unde aveam cuvet, puteam să ne spălăm, iar dacă intervenea ceva care ne forța să ieșim afară, trebuia să batem mult, venea gardienul, mai culegeam niște înjurături, poate și un pumn, dar ne scoteau în cele. N-am avut tinetă până la penitenciar. Pe mine m-a închetat, și nu e un secret, ăsta locotenentul major Lăcătiș Eugen, cel care a racolat-o pe Mona Muscă, nu știu dacă rețineți din tot episodul acela, comentat la televizoare, în amănunt. Deci n-a scos nimic de la mine și am fost dus la Oradea în 2 noiembrie seara. Și am stat până în 16 ianuarie. Deci a fost cam 2 luni și jumătate, da? Ancheta se desfășura nu la anumite ore, dar cel puțin o dată pe zi, de obicei de 2 ori pe zi și noaptea, când îmi punea ochelarii pe ochi, mă lua de mână un securist, un subofițer, mă conducea pe niște scări când trebuia să urc, să trec, se distra cu mine în sensul că nu mă anunța când trebuie să cotez sau că urmează ceva și mai dădeam cu capul, mai mă izbeam în perete și el râdea, se distra grozav. Mă ducea sus în birou anchetatorului. Eu vorbesc despre mine, nu ce am auzit despre colegii mei. Cel mai frecvent mijloc de tortură era că mă punea să stau invers pe scaun. Deci scaunul cu spatele spre, era anchetatorul acolo, deci întorcea scaunul și o stăteam așa și mă punea cu mâinile așa și îmi punea cătușa. Și atunci mă bătea cu bastonul peste spate și mai ales peste șolduri. Durea cumplit, mai ales când te atingea la coloană și pe spate, și cu bastonul acela de cauciuc. Atunci am punea țigara, avea obiceiul prost să stingă totdeauna țigara pe mâinile mele. Și el, cred că asta era un obicei la securiști. Stingea țigara pe mâini, îmi dădea cu pumnii în cap, mă lovea cu cizmele. El avea cizme, avea uniforma aia ofițerească, era un tip Lăcătiș destul de cochet, ca să spun așa. Foarte mult își îngrija părul, uniforma. Mă bătea, de câteva ori am leșinat, pentru că mă bătea într-una, mă loveam, mă băga într-un colț, mă ridica de pe scaun, mă băga și dădea și cu cizmele, și cu pumnii, și cu bastonul, spune mâne, norocitule, și așa mai departe, și până la leșin. Îl chema de obicei, suna, avea un buton acolo, venea. Ofițerul ăla m-a ajutat să mă ridic și mă duceam cu celulă, ca peste 2-3 ore să mă ducă din nou. Ei, te-ai mai gândit? Și o lua de la început. Asta era. Ce alte mijloace mai fost? Eu pot să vă spun, eu ca să le, față de mine, asta erau, ce v-am spus. Deci, bătaie cu pălmile, cu pumnii, cu picioarele, lovituri, dar fără milă, credeți-mă. Cu bastonul. Nu m-a bătut decât el. N-a chemat niciodată ajutoare, dar am auzit de foarte multe cazuri de oameni bătuți cu ranga de fier, oameni care erau legați cu mâinile așa și le băgau un drug de fen și erau întinși invers. Și iertați-mă că o spun, e puțin jenant. Eu am fost profesor, v-am spus, 37 de ani. Niciodată n-am înjurat în clasă, nici pe elevi, nici în general, n-am vorbit niciodată urât, am zis dacă sunt profesor de rămână să învețe copiii ăștia de la mine o limbă frumoasă, n-am înjurat, dar acum o spun, chiar dacă, dar de fapt eu nu e un cuvânt roșinos, erau bătuți la testicole cu creionul, nu vă spun câte lucruri, erau băgați în celule care aveau pe jos ciment și celula în care am stat eu la securitate era cu ciment pe jos și erau lumile de luni, de iarnă, noiembrie, decembrie, ianuarie. Turnau, îi dezbrăcau și turnau peste ei apă și alte chestii de genul ăsta. Foarte multe. Aveau, cum să spun, din câte am înțeles eu, faptul că purtau uniforma aceea cu petlițe albastre îi făceau să-și închipe că au voie să facă orice. Și slavă Domnului că România au fantezie foarte multă. Și ei își permiteau să folosească toate posibilitățile torturii. Era câte o celulă, cum spuneau, era unde era de pildă 10-15 oameni, unde numai 3-4 erau dintre torționari. Dar ăștia îi
îi chinuiau pe toți. Zilnic îi băteau până la leșin. Îi puneau să stea în tot felul de poziții. Îi punea să stea într-un picior. Era imposibil să nu vrei să execuți, să-i spunem, ordinul acesta, pentru că știai că dacă nu o făceai, primeai o bătaie cumplită după aceea. Trebuia să-ți mănânce propriile fecale, trebuia să scrie declarații înfiorătoare despre proprii părinți, despre mama, despre tata, despre alții. A fost un chin cumplit și fizic, dar și psihic. Ce este ciudat, la asta m-am gândit eu, încă de acolo. Discutam în celulă, am stat cu un laiut, cu un inginer textilist, un om extraordinar de inteligent. Discutam cu el tot felul de lucruri și îmi spunea, mă Puștule, tu îți dai seama că acolo oamenii n-aveau voie nici să moară. În sensul că realmente nu te lăsa să mori. Dacă ai fi vrut să te sinucizi, nu te lăsau. Singurul lucru pe care îl aveam din abundență în perioada aceea în închisoare era DDT-ul. Mai știți ce înseamnă? Într-un colț era un fel de săculeț prin cu DDT, că trebuia să le dăm mereu, bântuiau păduchii. Dar noi făceam și altceva cu DDT-ul. Întorceam gamela, dădeam cu un pic de săpun, presăram DDT și începea pentru mine chinurile. Vă dați seama acolo când toată ziua mi-era foame. Când de luni în șir, deja de mai mult de jumate an, eu nu mă săturasem niciodată. Aveam 15 ani, organismul în creștere, știu eu. Probabil că suferea mai mult decât ei care se obișnuiseră. Mi-era foame, n-aveam ce mânca. Și atunci să facă cu mine școală mai rău ca la liceu, în sensul că trebuia să-mi noteze acolo, făceam franceză. Și acum mă amintesc că gard era clôture, după aceea palisade, grie, mai multe sinonime, mă rog. Și fiecare cu în ce context pot să folosesc cuvântul, ba conjugarea unui verb, ba la un substantiv, ba nu știu ce, și eu trebuia să le învăț până la o anumită oră. Ștergeam gabela, treceam la altul și acolo trebuia să încep cu istoria Sumerului, cu tot felul de numiri, cu tot felul de date și trebuia să le învăț. Era școală în toată regula, făceau cu mine și erau destul de aspri. Băi, Puștule, noi mai avem voie să pierdem timpul pe aici, tu nu. Tu trebuie să pleci cu ceva de aici. Și atunci băgau în mine tot felul de treburi, inclusiv italiană. Și acum, dacă mă duc în italiană, pot să cer la un chelner il mio signore, date mi prego una buona minestra di fagiole. Știi? Învățam acolo pe rupte. Nu de frică, de rușine. Nu știu cum se... Erau totuși oameni foarte cum se cade și eu vedeam ce fac ei. Când primeau gamele cu mâncare, răscolerau prin arpacașul ăla și dacă găseau o bucățică mai bună, mi-o punea mie în gamelă. Nu știu cum să spun. Acum la noi, dacă cineva ți-ar pune o bucățică din farfuria lui, n-ar fi un gest. Ba chiar te-ai supăra, nu? Ei, acolo să-ți dea cineva o bucățică mai bună din mâncarea lui, era un gest deosebit. Mâncarea era foarte asemănătoare cu cea din pușcării. Asemănătoare nu neapărat ca rețetă, ci ca volum, dacă vreți, ca și consistență. Dimineața, eterna cafea de pușcărie, ca să-i zic eu așa, care, cum să spun, mulți încercau să-i înțeleagă conținutul, ca să mă exprim mai pretențios. Că era din coș de pâine arse, că era din orz sau din altă cereală arse, avea un gust destul de rău, de amar, pentru că nu se băga zahăr în ea și se fierbea în apă. Asta era cafeaua. În afară de cafea, la securitate, mi se dădea o bucată de pâine, din care însă trebuia să rețin și pentru masă, și o feliuță de marmeladă. Din câte înțelegeam, o rație ar fi fost cam 120 de grame. În realitate, nu cred că depășea 80 de grame. O bucățică destul de mică de pâine era. La masă, și ciudat, și la securitate, se dădea destul de mult arpacaș. Domina arpacaș. În cele mai multe zile, de cele mai multe ori, ne dădea arpacaș. După ce erau diferite ghiveciuri. Să nu mă întrebați din ce erau făcute, că n-am reușit să descopăr, deși le-am mâncat de zeci de ori. Ceea ce îți dădeai seama că există în ele, în compoziția lor, era sfecla. Nu știu ce, cred că și dovleac mai băgau și tot felul de alte chestii, și care avea o mare calitate.
conțineau și sare. Încolo nimic. În orice caz, mâncarea nu te sătura niciodată. Încă de la securitate, deși am stat numai, zic, o, două luni jumate, încă de la securitate am început să înțeleg ce înseamnă foame. Foamea care te chinuie zilnic și ziua și noaptea, foamea care la început te face să nu să ai coșmaruri. Erau mai bune coșmarurile. Eu am găsit copită în gamelă. Am colegi, am care știu că și eu puțin așa. Subproduse astea era bucăți de plămâni, dar nici dacă ne-ar fi pus numai bucăți de plămâni bine fierte, ar fi fost o binefacere. Dar erau tot felul și intestine necurățite și tot felul de prostii și era rea la gust. Penitenciarul Oradea, din punctul meu de vedere, era unul din cele mai rele penitenciare din țară, din toate punctele de vedere. Deși nu s-a vorbit prea mult, știți de ce? Era un penitenciar de tranzit. Și foarte puțini oameni au stat o perioadă mai lungă în Oradea. Și atunci, fiind un penitenciar de tranzit, uita-i de el. De ce a fost rău? Hai să începem cu începutul. Eu când am fost adus de la proces, nu m-am mai dus la securitate, ci direct la închisoare. Am trecut, cum intri, dacă știți, în față, intrarea, pe dreapta erau niște birouri. Am fost dus acolo, mi s-au luat hainele mele, eu aveam hainele de elev pe mine. Și prima mea pereche de pantofi din viață, pe care taică meu mi-o cumpărase, că am reușit la liceu, pe vremea aia să intra destul de greu la liceu. Mi-a luat frumusețea mea de pantofi fără șireturi, pentru că șireturile mi le-a scos la securitate și după aia le-am găsit totuși în sacul cu efectele mele. Mi-a luat hainele mele și mi-a dat zeghea. Zeghea cu CR pe spate, contrarevoluționar. Cu două pături, cu o față de pernă și cu două cerceafuri ca să le înșir pe toate, cu o batistă, cu tricolorul pe colț și cu un prosop. Și m-a dus pe secție, în stânga. Sus la etaj, am intrat în celulă. Celula avea două paturi suprafuse. Deci, în mod normal, ar fi trebuit să doarmă acolo patru ani. Pe pat era nu plasă de sârmă, ci din benzi așa metalice, fără saltea. Geamul era cu sticla spartă. Nu știu cum însă acum, dar atunci geamurile erau așa, simple, cu un singur rând de sticlă și era un ochi era spart. Treaba asta era în 16 ianuarie. Bun. Am spus gardianului că n-am ce să mă fac, că n-am saltea, dar ce crezi că ești la hotel? Cam asta a fost replica, dar foarte aproape că îl citesc, cam în stilul ăsta mi-a spus. Ei, mi-am întins una din pături, m-am învelit și în pătura cealaltă și aveam și manta la zeghe. E obișnuită, haină, pantalon și un fel de manta tot din nou. Ei, așa am dormit. Mâncarea. Ceea ce domina la Oradea era un fel de ghiveci. Nu pot să-l denumesc altfel ca la securitate. Cred că se inspirau unii de la alții. Cei de la închisoare, de la cei de la securitate sau invers, că era un fel de ghiveci din toate, domina svecla, fără gust și foarte puțin consistent. Și era mult mai subțire decât ar fi fost normal să fie un ghiveci. Multă apă, evident, apă fiartă cu sare. Ei, ni se dădea și terci la Oradea. Terciul la Oradea era de foarte proastă calitate. În două luni sau nu știu cum mai țin minte, eu am notat undeva și apare pe net, dacă știți, la foaia aia matricolă, foarte clar. Dar cât am stat la Oradea, am fost de două ori la baie. Și credeți-mă, chiar dacă acolo n-ai unde să te murdărești așa de tare, mai ales vara, este un chin dacă nu te speli.
mirosea înfiorător în celule în perioade când nu ne scotea la baie. La Oradea scotea foarte rar la baie. La Oradea nu am primit nici pachet, nici vorbitor, dacă am fost de 3 ori. La Oradea e mult. Înseamnă că, știu eu, inconștient, fiind bihorean, încerc eu să îmbunătățesc imaginea Orăzii. Dar nu cred că ne-a scos de 3 ori la plimbare. Era undeva, nu știți unde e curtea, în partea stângă, acolo țin minte și acum un gard care avea o sârmă, clădiri. Și nu dura în mod normal, după regulamentul tuturor închisorilor, ieșirea la solar, cum se spunea, trebuia să fie cam de 20 de minute. Nici 10 cred că nu ne ține la orat. Și aia, cum să spun, în goană. Tot trebuia să fugi, și aia era un chin, în loc să se transforme într-o bucurie, una din puținele bucurii pe care le poți avea acolo. Te scoate dintr-o celulă din care ai stat, să zicem, 23 de ore și jumătate, ca să treacă jumătate de oră, stai la ea. Ți era furată și bucuria aia. Nu mai vorbesc baia. Eu țin minte una din băile. Nu țin minte multe când au fost de la Oradea. Când te duceai acolo și ți oprea apa caldă după ce erai săpunit. Și trebuia să te limpezești repede în funcție de câtă voință, de câtă putere de rezistență aveai cu apă rece ca gheața în condițiile în care și afară era iarnă și frig. Deci nu exista niciun motiv să spui domnule, în Oradea ar fi suportabil. Din contră. Imaginați-vă următoarea scenă, noaptea, pentru că de obicei la Oradea perchezițiile se făceau noapte. Când ar fi trebuit să dormi, auzeai gălăgie mare, scandal pe coridor, se deschidea ușa și noi ieșeam pe coridor toți și ne înșiram, îl scotea din mai multe celule. Și apărea câte o scenă de asta de coșmar, ca în Goya, desenele lui Goya. Toți trebuia să ne desfrăcăm mai evident în pielea goală. Nu erau probleme, că toți eram bărbați, nu avea de ce să ne fie rușine. Dar ce vedeai acolo era de coșmar. Oameni de multe ori care făcuseră 13, veneau unii la penitenciarul de la Oradea, aduși de la alte, după foarte mulți ani de detenție executați, veneau pentru că trebuia să fie martori într-un alt proces sau pentru că se revizuia un proces, nu știu. Erau unii la care le atârna pielea de pe burtă până aproape, de ce fusese oameni mai grași. Slăbisele într-un hal fără de hal. Erau hidoși. Alții erau ca niște schelete. În lumina aceea așa palidă, când vedeai acolo așa ceva, te speriai dincolo de faptul că auzeai urletele gardienilor. Bă, întoarce-ți buzunarul ăla mai repede, dos și nu știu ce alte cerințe de ale lor, inutile. Te speria atmosfera. Evident că nu mai puteai să dormi noaptea aia. Și te așteptai cu groază la următorul. Nu mai vorbesc la următorul, la următoarea percheziție. Nu mai vorbesc de faptul că foarte mulți primeau pumni. Primeau cisme peste oasele picioarelor și așa mai departe. Intrai în celulă și toate erau întoarse cu jos în sus. Luau totul de pe pat și aruncau pe jos, întorceau și salteaua. De multe ori găseam paiele din salteaua și ne adunam cu grijă pentru că și așa era destul de subțire salteaua. Ei, toate astea dădeau o anumită coloratură penitenciarului Oradea, ce îl făcea să facă așa o figură aparte. Nici în alte părți nu era mai bine. Frig era tot timpul pentru că nu erau sobe în celulă. Și dacă avea și geamul spart, acolo în celula în care am stat eu a trecut vreo 4-5 zile până au catalisit, a luat cerceveau, un gardian a dus-o și spre, mai după masă a dus-o și ne-a pus-o cu sticla în geam. Dar în general era foarte frig, ne acopeream toți cu tot ce puteam. Era frig, la neagră, adică într-o celulă care n-avea lumină. Nu era destul că 2 zile nu primea nimic de mâncare și bea a treia zi să dădea o gamelă cu supă, atât. Nu era destul că stătea pe cimentul gol, n-avea pat, n-avea nimic. Erau cei 4 pereți, jos ciment și stătea acolo, jos, mă rog. Nu, neagra te distrugea, pur și simplu.
zilele petrecute la neagră te distrugeau, pentru că te obligau să trăiești în întuneric. Când trăiești acasă în întuneric, de obicei ai stins becul, închis ochii și mai ușor sau mai greu adormi. Așa este. Ei, acolo 24 de ore în 24 stai pe întuneric. Chiar dacă deschizi ochii, nu vezi nimic. Au venit deci mai mulți cu un fel de vase așa lungi, căni lungi și cu pâlnii. Și ne țineau cu forța, ne băgau un fel de tub, cum e la care scos vinul din butoi, ni-l băgau pe gât, băgau pâlnii acolo și ne turnau lichidul ăla pe gât. Ei, noi după aceea încercam, îmi pare rău dacă provoc greață, ne băgam degetul pe gât să vomăm ce ne băgau ei. Dar zile întregi a durat așa. Atunci pe câțiva ne-au băgat la Neagra, așa am ajuns eu și la omnele mari la Neagra, și până la urmă au reușit să rupă greva. Eu am stat în iulie-august la Iud. Nu vă imaginați ce înseamnă o lună foarte călduroasă să stai într-o celulă 17 oameni într-o celulă în care nici 10 n-ar fi trebuit să stea. Unde sticla geamului, noi deschideam evident geamurile, dar erau jaluzele. Ați auzit de ele, sper. Deci în toate închisorile, perioada câte am fost eu, între 56, sfârșitul lui 56 și, sau 57, 60, la toate închisorile din România, geamurile erau blocate cu jaluzele, care erau destul de dese, pătrungea aer destul de puțin și atunci căldura insuportabilă, noi mulți în celulă, lipsa aerului, ne făcea să transpirăm așa din abundență. Transpiram mult, eram nespălați și mirosea încât și gardienii când intrau la raport se țineau de nas. Noi trăiam mereu în atmosfera aia și culmea este că nu ne scuteam la baie, haine erau bibate, aici țin minte și acum erau cămășurile dintr-o pânză mai grosolană, erau mai închise la culoare, nu erau albe, un fel de crem. Și aici se vedea, aici la pierți, alb, sare, pur și simplu. Mirosea înfiorător și atunci ne spălam noi. Nu o să credeți ce vă spun, dar poate că o să vă spun așa, alți deținuți, dacă mai. Noi ne spălam hainele în gamelă. Se crede că e imposibil să speli o cămașă într-o gamelă. E posibil. Cu răbdare, cu nu știu ce. Nenorocirea este că și asta puteam să o facem eventual unul într-o zi. Și atunci, în așa fel încât totuși să nu ne lipsim total de apa de băut. La Iud, cel mai greu de îndurat, foarte ciudat. Pentru mine, cel puțin, cel mai greu de îndurat a fost la Iud anumite evenimente ce au ținut de mine ca persoană. De pildă, o bătaie cumplită ce am primit-o pentru că am lovit un gardian cu bocan. Mă rog, nu așa ca să-l doară, dar... Pentru că, cum să zic, un coleg stătea cu spate, ca să povestesc, să motivez oarecum afirmația, un coleg stătea cu spatele la vizetă, dar nu intenționat, nu voia să blocheze vederea gardianului, nu voia să ascundă nimic. Din întâmplare se plimba prin celulă și era cu spatele. Și atunci a intrat și era un coleg sărac, băi de capul lui și acum amintesc bolnav și bătrân, și a plasat câțiva pumni în zona ficatului. E foarte, foarte, și boxerii știu și să ferezi de loviturile la ficat. E foarte dureros și se poate lăsa cu urmări grave. Ăla s-a făcut covric și a ieșit jos. Eu eram în patul al treilea, fiind mai tânăr, evident că mă urcam eu sus acolo, nu era să las unul mai bătrân. Aveam bocanci băgați pe cele două capete ale patului și am luat un bocan și am aruncat și l-a lovit așa puțin. Evident că nu l-a durut, dar m-a scos afară, m-a bătut el, m-a bătut colegul lui de tură și m-a dus la Neagra, la Iud. Bătaia aia a fost cam dură, cu urme care s-au văzut și după 7 zile, când m-au văzut colegii după 7 zile, când m-au dus din nou în celulă, tot eram umflat și vai de cu un ochi, încă nu vedeam, eram
bătut bine, așa, temeinic. Și destul de greu a fost de suportat și Neagra, cele 7 zile la Neagra, la Iud. Povestea cu Mircea Furcănescu. Păi, era într-o celulă, mai mulți, mult mai mulți decât locurile în paturi. Unul dintre ei trebuia să doarmă jos la șerpărie, ziceam noi. Și eu am stat odată așa, pe ciment, deci sub paturi pe ciment. Și a băgat în celulă un student bolnav de TBC, era vizibil afectat de boală, era rău, avea febră, și Mircea Vulcănescu l-a culcat pe el, pe plasa, deci l-a pus să doarmă pe pieptul lui. Așa o noapte, așa două, până s-a îmbolnăvit el grav și a făcut ceva, nu știu care e termenul medical, galopant, cred, o afecțiune de asta foarte, care s-a manifestat foarte rapid și l-a terminat repede și a murit. În schimb, am citit târziu, studentul acela a scăpat cu viață. La un moment dat era să mor din cauza că mi-a pus niște, am avut cinstea să mă bată comandantul închisorii, nu mai știu, un led major, în 59, cred, sau în sfârșitul lui 58, începutul, prima parte din 59, mi-a pus cătușe și le-a strâns așa de tare încât mi s-au umflat mâinile, am leșinat. Colegul meu care era în celula de vis-a-vis m-a tot strigat, s-a speriat că s-a întâmplat ceva cu mine și a început să bată în ușe cu picioarele, au venit gardienii. I-au tras lui o mamă de bătaie prima dată, apoi au venit și mi-au luat mie cătușele. Dar ce ați făcut? Am făcut o grevă urmată de un fel de răscoală. Îți scriu o carte, mamă, din Aiud, din temnița cu lanțuri și zăbrele, cu ziduri reci din care nu se aud, cum mor în chinuri visurile mele. Copilul tău cu pieptul de aramă ce rătăcea adesea pe poteci, azi nu mai e decât o umbră, mamă, încarcerat 520. Îți scriu o carte, poate cea din urmă, căci dansul Salomei e în toi, căci în celulă o viață iar se curmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. Tolvan Mircea. Și când v-ați născut și unde? În 1926, septembrie 26. Unde? În satul Săliște, de aici aproape. Săliște de Vașcău. Prima dată eu am fost elev la liceul Samuel Vulcan din Beiuș, 8 ani de zile. Și de acolo, așa, cu greutate, am ajuns la Politehnica din București, Facultatea de Silvicultură. Și asta se întâmpla în 1946. În toamnă, deci în toamna lui 46, am intrat la facultate. Și atunci am început să cunosc câte ceva dintre ale politicii. Chiar atunci când a abdicat, noi, pare mi se că eram în vacanță, vacanța de iarnă, că asta se întâmpla în decembrie 47. Și cu părere de rău, toți elevii, toți studenții,
am aflat vestea asta și nu ne venea să credem. Dar nu ne puteam manifesta. De ce? N-aveam mijloacele necesare noi și cine să ne îndrume. Degeaba eu gândeam într-un fel, ăla de alături de mine gândea tot așa și ceilalți gândeau altfel. Nu puteam, nu eram... Vă era frică în perioada respectivă? Sigur. De ce? Ce știați că se întâmplă dacă manifestați? Că ne arestează. Nu ne închipuiam noi chiar așa că pentru orice lucru să te închidă, să te aresteze. Dar totuși nu puteam să ne manifestăm gândurile noastre. În sala de mese exista un aparat de radio. Era singurul aparat. În camere n-aveam aparate de radio. Televiziune nu exista pe vremea aia. Și mai mulți studenți dădeau drumul la aparatul de radio și se așezau pe scaune în jurul aparatului de radio. Și tot așa ascultam cu toții cei care am acolo, în special postul de radio Ankara. Ankara, așa la radio, tuna și fulgera împotriva actualei situații din România, împotriva sovieticilor. Și bineînțeles că mai și comentam pe lângă ceea ce auzeam noi acolo. Și ei spuneau, cei de acolo, de la postul de radio, frați români, zice, nu cedați, nu vă lăsați înșelați de către o rânduire sovietică. Fiți tari, că în curând o să venim noi și vă salvăm. Noi, așa, copii fiind încă, nu ne-am gândit că printre noi putea să fie și, cum să le spun eu, cos de topor. Adică cei care ascultau ce comentam noi pe marginea celor ascultate și pe urmă se duceau și făceau cunoscut ce... Și bineînțeles și așa de făcut ceva efectiv. N-am făcut nimic împotriva regimului. În viața mea n-am pus mâna pe armă, că nu făcusem nici armată încă. Nu știam, vorba aia, pe bună cale, n-aveam nici un cuțit cu care să mănânc de cum altceva. Deci, efectiv, nu făcusem nimic împotriva, doar că gândeam și comentam diverse aspecte. Într-o noapte, în noaptea de 8 iunie 1948, a intrat în camera în care dormeam doi agenți. Agenți ai siguranței statului. Pe vremea aia nu exista nici miliție, nici securitate. Era siguranța statului. Așa se chema. Și doi agenți de siguranță statului au intrat în celulă și
întrebat. În celulă eram patru persoane, patru studenți. În camera, de la cămin. Da. Și a întrebat, care-i tulvan? Și eu am ridicat pătura și am spus că eu. Zice, îmbracă-te și vii cu noi. Eu i-am zis, domnilor, eu mă îmbrac și mă duc cu dumneavoastră, dar la ora 8 eu am examen. Era exact perioada de examene. La ora 8 am examen la cadastru și trebuie neapărat să fiu la examen. La subsolul Ministerului de Interne erau celule, ceva ce probabil că dumneavoastră nu vă închipuiți. Celule numai din beton. Nu exista în toată celula niciun obiect, nici cel mai mic lucru din lemn sau din tablă. Totul era din beton. Erau două paturi din beton, o masă din beton și două scaune alături de masă, tot din beton. Și o ușă metalică care mergea pe rotile. Și când o închidea și deschidea, făcea un zgomot așa sinistru. Celula era toată din beton. Trebuia să te așezi pe un pat din beton. Pe pat nu exista nimic, nici o învelitoare, ceva. Între cele două pasuri erau două scaune din beton și între cele două scaune o masă tot din beton. Masa nu ne folosea la mare lucru pentru că mâncare nu ne dădea decât la amiază, o ciorbă în care vorba aia, puteai să cauți mult și bine să găsești ceva. A intrat un agent în celulă și mi-a strigat numele și mi-a spus să mă duc cu el. Și ne-a dus la etaj, în sediul Ministerului de Interne, și acolo era un birou la care era un, nu știu cum să-i spun, un inspector, nu știu ce titulatură avea. Și mi-a luat câteva date, tot așa, cât m-am născut, unde m-am născut, și a început să mă întrebe, zice, îl cunoști pe Cutare? După caz, spuneam că câte unul cunoșteam, altul nu cunoșteam. Și el se uita și avea pe masă niște hârtii, probabil că erau declarații de la alți deținuți care fusese arestați înainte. Și mi-am dat seama că el știe multe lucruri despre noi. Nu m-a bătut. Și am crezut că de felul cum s-a purtat așa și că nu s-a enervat și am crezut că e o situație mai ușoară a mea. Și m-au dus înapoi la celulă. Și nici până astăzi nu m-a mai întrebat nimeni absolut nimic. Nici la Ministerul de Interne și nici ulterior la Jilava, unde
ne-a dus. La Ministerul de Interne, mi-am amintesc că era o tinetă mică, erau și au celule de două persoane și acolo ne făceam nevoile. Tineta venea, nu noi o scoteam afară. Cineva din angajații Ministerului o ducea afară și o golea. Ne trezeau zgomotul ușilor de la celule. Începeau, fie că aducea pe câte unul, fie că mai scotea pe câte unul la cercetări și ușile le făceau, așa cum a spus, un zgomot mare și ne trezeam. Nici nu puteam dormi prea bine, că dacă te așezai pe niște, pe un pat de beton, nu puteai să dormi. Ce vă acoperiați? Cu nimic, cu ce aveam pe noi. Apă, când primeați? Apă, că atunci când ne aducea masa, ne aducea și câte un pahar de apă. Dimineața? Da. Ce primeați de mâncare? Nimic. Nimic n-am primit. Și când venea prima dată să vă aducă de mâncare? Da. La ce oră veneau? Da, nu mai amintesc exact, dar în jurul orei 1, orei 13. Și vă aduceau în ce vă aduceau mâncarea? Într-o gamelă. Și da. Ce era în gamela respectivă? Ce ați primit în gamela respectivă? Ciorbe. Și ce era? Ce nu. Fel de ciorbă? Ce era? Ciorbă, diverse zarzavaturi. Carne nu știu să fi primit. Da, în ciorba aia, ce legume erau? Cum era gustul? Gustul era neplăcut așa, dar în situația noastră nu se mai punea problema. O mâncam și așa, mâncam că n-aveam încotro. Ciorba din ce era făcută? Din ce legume? Din morcovi, cartofi, nu mai știu, ceapă, nu știu exact. Și când o mâncați? Atunci pe loc sau pe parcursul zilei? O mâncam atunci, că dacă ciorba nu era prea... Seara mai primeați ceva de mâncare? Da, când și cum. Nu totdeauna. Nu era regulă generală. Dar seara mâncarea era tot așa, o bucată de pâine, câteodată punea ceva pe ea și că nu știu ce, n-aveam, nici nu mă gândeam, nu puteam să mă concentrez asupra niciunui lucru datorită faptului că eram foarte supărat. De acolo ne-a luat și ne-a dus cu Duba la Jilava. Nu auzisem și nu știam ce înseamnă Jilava. Și cei care vorbesc acum despre Jilava nu-și pot închipui cum arăta Jilava atunci, în 1949. Se făcuse 48-49. După ce ne-o dat jos din dubă, coborai în jos și se deschidea în față o ușă mare. Mașina cu care ne ducea până acolo în fața ușii. Acolo ne dădea jos și ne deschideau gardienii ușa. Și atunci eram în fața, așa zise penitenciar Jilava.
Nu știu dacă dumneavoastră poate că știți din cărți, Jilava a fost închisoarea, a fost făcută pe, cum se spune eu, în jurul Bucureștilor se făcuseră niște eforturi de apărare în timpul războiului. Și era făcut, era săpat sub formă de cerc. Și săpat așa un coridor lat cam de vreo 7-8 metri. Și vedeai doar o dungă din cer. Și celulele erau așezate în pământ, în partea din față și din o parte și dintr-o alta. Și eu am nimerit într-o celulă care era cea mai mare celulă de acolo, de la, la Jilava. Celula avea circa lungime, așa, circa 15-20 de metri și lățime vreo 6 metri. Și în celula asta am stat 60 de deținuți. Noi nu existau paturi în celulă, ci priciuri, așa se numeau, priciuri. Priciuri din lemn suprapuse. Un rând jos și al doilea sus. Și pentru că eram, față de numărul de locuri, eram prea mulți, atunci când ne trezeam, trebuia să mișcăm, să ne mișcăm așa, la comandă. Așa eram de înghesuiți. Pe prici nu exista decât o jumătate de pătură militară, ca zonă, care fusese reformată de către Ministerul Armatei. Și întrebarea se punea, unde o folosesc? O pun sub mine sau o pun peste mine? Preferam de cele mai multe ori să o punem sub noi, că deasupra orecum ne încălzeam unul de la altul. Nu exista mijloc de încălzire în celulă. În celulă era o singură tinetă, era mare, făcută din tablă și acoperită cu un capac de tablă. Era, cum să vă spun eu, așa, foarte neplăcut să asiști ca 60 de persoane să-și facă nevoile în această tinetă. Așa, la unii stomacul funcționa mai bine, la alții mai puțin bine, dar trebuia să suportăm. Ce era foarte neplăcut era faptul că n-aveam apă. Nu exista robinet cu apă. Ne dădea într-un vas, un hârdău de ăsta, ne dădea apă pe zile. Și cu o cană de acolo scoteam și n-aveam apă nici să ne spălăm pe față. Ne spălam noi așa, dar foarte sumar. Despre săpun sau altceva nu putea fi vorba. Nu,
întreaga perioadă de 9 luni de zile cât am stat la Jileva, n-am văzut o bucată de săpun. Acum, ce se întâmplase? Noi eram îmbrăcați cu aceleași haine cu care ne arestase la București și ne dusese la Ministerul de Interne. Nu ne-a dat nimeni alte haine. Și de la o vreme, hainele pe noi miroseau și erau murdare așa de nedescris. La un moment dat, cămașa care o avusesem pe mine, nu mai era albă, așa cum fusese, ci era neagră. Și nu știam ce să mai facem. Și atunci am luat gamela în care mâncam, am pus apă în gamelă, câteva cânde de apă, și am pus cămașa acolo, și am tot frecat-o și am tot bătut-o în gamelă ca să-și mai pierde din miros și să-și mai schimbe culoarea. Foarte greu a fost așa. În celulă cu noi, pe lângă studenți, erau criminali de război, care, după părerea mea, ce făcuseră, cu ce greșiseră? Greșiseră cu faptul că luptaseră împotriva Uniunii Sovietice. Ei nu se duseseră acolo de plăcere. Asta a fost ordinul de la armată. Aer nu prea aveam, aveam un singur geam care, mă rog, era insuficient față de numărul nostru și de capacitatea celulei. Așa că țineam noi deschis atunci când se putea, dar nu era suficient. De scos la plimbare ne scotea 15 minute pe zi. Și asta se întâmpla într-un cerc așa, care era în jurul celulelor. În acest cerc, noi nu-i vedeam decât așa o fâșie de cer și mai schimbam câte o vorbă. Dimineața ne trezeam că vedeam lumină la fereastră, nu era alt mijloc, doar că trebuia la ora 7 trebuia să fim în poziție de drepți în fața priciurilor, că venea primul gardian și cu gardianul de servici și ne număra să vadă dacă nu a dispărut vreunul. Nu vorbea cu nimeni nimic, intra, noi eram așezați tot doi câte doi și el ne număra. Bineînțeles că nu avea surprize, nu puteam să dispărem de acolo. Dimineața de mâncare ne dădea o cană de ceai, o cană așa cam de vreo, să fi fost 200 de grame, 150 de grame, de ceai sau terci. Terciuri, știți ce e, nu? Dar spuneți-mi ce e terciu. Terciu e, adică într-o cană de apă fierbinte, turna făină de mălaie. Și așa, subțire de tot, ca și un ceai, era numai că avea puțină făină de mălaie. N-avea gust că nu-i punea niciun îndulcitor sau nici sare, așa. Mă rog, era bun totuși față de ceai, că
parcă era mai consistent. La amiază, tot așa, primeam o gamelă, un singur fel de mâncare și nu exista felul întâi sau felul doi. Și... Dar ce era în, la amiază? Ce primiați? O ciorbă. O ciorbă făcută din fasole, zarzavaturi, cartofi. Cam asta, nu linte. Poftim? Nu era stricată? Stricată. Ați avut mâncare stricată sau alimente alterate? Ați simțit? Nu știu să fi avut. Carne ați primit vreodată sau nu. Subproduse? Niciodată. Nici subproduse? Nu. Nimic. Pâine? Cât primiați la Jilava? Nu mai amintesc exact câte și n-am cântărit-o niciodată, dar tot așa, câte o bucată mică. Era bună pâinea, era mai consistentă, dar într-o bună perioadă ne-au dat în loc de pâine mămăligă de hamei. Mămăliga tăiat așa bucăți și, mă rog, era bună pentru noi și asta. Primeați pâine o dată pe zi? O dată pe zi, da. La amiază? Da. Și seara ce vă mai dădeau să mâncați? Seara tot așa, tot o ciorbă, tot. Nu, cred că de multe ori ce rămânea de la amiază ne dădea seara. Și la Jilava? Da. Foamea a fost grea? Cum ați rezistat de seara până a doua zi dimineața? Da. Am rezistat 9 luni de zile. Ce să zic, eram așa de... Puteai să citești prin noi, așa de grași eram. Omul se obișnuiește și cu foamea. Adică se obișnuiește și cu puțin. Că chiar să nu mănânci nimic, asta nu se poate. În perioada asta de la Jilava, aș mai spune că un student dintre noi a declarat greva foamei. Și n-a fost izolat de noi, a fost lăsat în celulă cu noi într-o parte a celulei și mâncarea lui o aducea, el n-o mânca și o punea acolo deoparte, de la o vreme mai ridicat de acolo și știu că după 11 zile l-a ridicat de acolo și nu știm ce s-a întâmplat cu el. În ce lot v-au constituit? Lotul silvicultură. Și ce vă imputau? Ce ați fi făcut dumneavoastră? Care a fost capătul de acuzare? Că am complotat împotriva regimului. Dar pentru aceasta nu exista nicio dovadă. Doar așa că, cum v-am mai spus, că gândeam altfel decât ei. Și... Dar în instanță, ce probe au Nicio probă. Nicio probă. Totul. Și pe... nu ne-am discutat individual. Cu ce am socotit la început că închisoarea de la Pitești reprezenta pentru noi deținuții un cadru mai omenos de detenție, da.
în sensul că celule erau mici, pe jos era dușumea, celulele bine întreținute și aveam paturi din metal, paturi suprapuse, că era spațiu mic. Și în unde ați fost introdus prima dată? La care celulă? Vă amintiți numărul ei? Nu mai amintesc numărul și ei. Și cum era celula respectivă? Câți erați în celula? 5. 5. 5 și 4 erau numai 2. Așa că trebuia să dormim tot câte 2. Câteodată și unul trebuia să se mai rotească, pentru că făcusem matematică multă și în facultate și la liceu. Am făcut cu unul dintre băieți care era interesat lecții de matematică. Zgârăind pe peretele celulei formule și rezultate. Până când a observat unul dintre gardieni și ne-a interzis să mai continuăm. Și atunci ce-am făcut? Am rupt nasturii de la cămăș și am făcut porți, 2 porți și cu nasturii am făcut campionat de fotbal ca să treacă timpul. Ne întreceam între noi care marchează mai multe goluri cu nasturii. Dădeam cu nasturii mai mare în cei mai mici și gardianul care era la ușă, la ușa celulei și aducea mâncarea, hârdău, că aducea un hârdău pe care îl trăgea după el de la o celulă la alta și gardianul învârtea cu polonicul în hârdău și puținele boabe câte erau se nimereau câteodată la 1, la 2 și ceilalți n-aveau nimic. Și atunci noi să fim foarte drepți între noi, am hotărât ca după ce servește gardianul mâncarea să scoatem toate bobele de fasole din cele 5 gamele, să le numărăm și să le împărțim exact. Și câte vă reveneau? Poftim. Câte erau în total? Nu mai amintesc. Erau vreo 20 și ceva de bobe. Nu, bobe de căciul, de fiecare, cam atât. Dar 20 de bobe de fasole într-o gamelă, ce era? Nu reprezenta nimic. Și oricum fasolea tot mai mergea, dar când era linte, ne și făcea lintea, ne producea dureri la stomac, nu știu de ce. Carne nu putea fi vorba. N-am văzut carne, n-am văzut grăsime. Nu știam ce sale. În 1950 de Paști, era slujba de înviere în oraș. Într-o aripă a închisorii, unde erau deținuți cei condamnați la muncă silnică și temniță grea, au deschis geamurile și au început să cânte cu voce tare Hristos a înviat. Și atunci noi din celulele celelalte ne-am aliat cu ei și am început să cântăm și noi. Și cred că s-a auzit în tot orașul Pitești
cum noi cântam Hristos a înviat. Ne dus într-o celulă mai mare, unde nu erau paturi, erau priciuri, priciuri joase. Și alături de noi patru, am mai dus și din alte celule. Și la un moment dat, de o parte din cei, era în mod organizat asta, așa, o parte din cei care erau, fuseseră în celulă de la început, se repezeau asupra celor care erau aduși, care după ei prezentau pericol, se repezeau asupra lor, îi trântea peste prici și începea să-i bată cu pumnii, cu picioarele, cu ce avea la îndemână. Pe unii îi obliga să se bage sub prici, nu era loc numai așa, nici nu puteai să-ți închipui cum ar putea un om să se strecoare acolo. Și după ce asta dura așa o oră, două, depinde de la caz la caz. Și după ce termina asta, îl chemau, acolo era așa organizat un fel de comitet care dirija asta. Noi nu știam cine să ia. Și în fața lor trebuia să spună, le spunea, te rog să spui și să scrii aici tot ceea ce n-ai spus la securitate. Și dacă omul spunea că nu mai are de spus nimic, îl lua de nou la bătaie. Și așa câte unul mai spunea câte ceva. N-am spus despre cutare, n-am spus despre cutare, n-am spus că am făcut nu știu ce. Și îl punea să scrie, să dea declarație. Declarație care era luată pe urmă și predată în securitate. Securitatea urmând să-și exercite menirea. N-aveau bâte, aveau picioare și mâini. Cu picioarele și cu mâinile băteau. Și cum îi băteau? Cum îi băteau? Îi dădea cu pumnii în piept până când omul nu mai putea. De obicei în piept loveau. Cu picioarele și cu mâinile. Și până când omul cădea jos. Și după aia? După aia îl lăsa să se ridice el de acolo. Și bătaia asta, prima bătaie, da. Cât a ținut? Păi, ținut cam o oră, oră jumate. Și câți au fost bătuți? Cam câte persoane? Nu știu exact așa. Și în timpul ăsta, dumneavoastră, ce făceați? Ne uitam la ei. Și ce ați? Ne uitam la ei și ne părea rău de ceea ce se întâmplă. Nu putem să ne închipuim că o parte din deținuți rezolvă astfel de probleme și ascultă de dispozițiile securității. Și ce ați simțit când ați văzut pe colegii dumneavoastră că erau bătuți? Cum v-ați simțit când i-ați văzut așa, plin de sânge? Nu ne-am simțit bine. La ce era să facem? Nu puteam să sărim în ajutorul lor. Nici nu vă gândeați că poate urmăm și noi? Urmăm și noi. Nu ne știam așa.
Eu, practic, sincer vorbind acum așa între noi, n-aveam ce să spun că n-am declarat la securitate, să mă duc să declar acum. În afară de bătaie, mai era și alt mijloc de a-l obliga pe cel supus reeducării să spună: bună oară, cu toată foametea care exista acolo, îi aducea o gamelă de fasole adevărat, fasole bobe, și îi puneau un pumn așa de sare în gamelă. Și îl obliga să-l mănânce și, înfometat cum era, o mânca toată, dar pe urmă cerea apă și nu-i dădea nimeni, n-avea voie să-i dea nimeni apă. Înainte de a-mi expira pedeapsa cu circa două luni, nu mai mult, mi-a dus la Gherla. Deci în 51, prin mai, cam așa ceva, mi-a dus la Gherla. N-am știut niciodată care a fost criteriul și pentru ce ne-a dus la Gherla. Am bănuit că la Gherla era socotită închisoare pentru muncitori. Așa cum Pitești era socotită închisoare pentru studenți, Târșorul pentru elevi. Și am bănuit că ne duce pe noi la Gherla să continuăm operațiunea de la Pitești, să o continuăm asupra muncitorilor de acolo care erau întemnițați acolo. Altfel, n-am găsit altă explicație pentru transferul ăsta. Și cum era Gherla? Ca și închisoare. Celula unde ați fost dus? Celula era o celulă cu beton pe jos. Peste beton era un strat mic de paie și peste ele un preș. Asta era toată. Nu exista în celulă masă, nu exista scaun, nu exista. Câți erați în celulă? În celulă eram 25-26. S-a întâmplat la Gherla? În celulă cu noi la Gherla era Popa Ioan Zistanu, care a fost ulterior implicat în procesul cu Eugen Țurcanu. Și Popa acesta Ioan se zice că noi nu știam exact, că fusese student la agronomie pe la Sibiu, pe undeva. Și el a organizat în celulă ceea ce făcuseră ceilalți la Pitești. Eu, probabil că fusese și el la Pitești, dar nu l-am întâlnit și n-am auzit despre el. Și în celulă erau aduși, tot așa, erau aduși din alte celule, câte 3-4 muncitori odată. Indicația era ca să se stea de vorbă cu ei și să se smulgă de la ei
diverse lucruri pe care nu le declaraseră. După ce se stătea de vorbă cu ei două, trei zile, la un moment dat, la o declanșare a unuia dintre cei care conduceau această operație, se năpusteau asupra lor și îi lua la bătaie. Oamenii așa erau de surprinși de ce se întâmplă, încât își pierdeau orice echilibru, nu mai știau ei ce declaraseră și ce nu declaraseră. Așa, și îi bătea destul de rău. Cum îi băteau? Cum? Cum îi băteau? Tot așa, cu picioarele și cu pumnii. Nu, n-am văzut nici la gherla alte mișloace. Și cât dura o bătaie? Bătaie... dura... aproape o oră. O oră și ceva la unul. Depinde care cum era. Câte unul zicea, nu mai dați că spun tot. Și atunci îl lua și îl ducea de acolo, da? Dar care nu spunea, ăla trebuiau mai multe bătăi. Care era raportul? Unul la cât? Raportul? Păi ei erau 3-4 muncitori și ăștia erau 20-25 de... Pe lângă bătăi, da. Ce le mai făcea? Am aplicat și aici metoda aia cu sarea și... alte metode, așa, nu știu. Nu mai amintesc. Mai era, îl punea să stea într-un picior. Să stea într-un singur picior, cu piciorul celălalt ridicat și să stea așa ore întregi. Nu rezista. Și atunci, cum încerca să pună celălalt picior jos, îi dădea câteva. Ce mai povesti colegii? Ce alte metode s-au mai folosit? Nu mai știu alte metode. Nu știu alte metode. Erau astea destule. Dar soția v-a povestit. Am spus că făceau undeva piramidă din unde era... Da, nu în celula noastră, în altă celulă, o celulă mare de la Gherla, unde se spune că printre alții, printre cei supuși reeducări, a fost un ofițer care a fost dat afară din armată. Îl chema Umdara. Îmi scapă numele acum, dar poate-mi revine numele. În orice caz, Țurcanu a intervenit direct, el care, vorba aia, nu-și mângea mâinile cu oricine, a intervenit direct și l-a bătut până se zicea că ar fi murit acolo, nu știu, s-ar putea să fi murit, că din ce pe care îi bătea acolo, în celula aia, la un moment dat nu mai știau ce metode să mai aplice și atunci pe măsură ce a terminat cu bătaia, îl punea cu fața în jos, așa câte 2-3 cu fața în jos și peste ei punea alt rând de bătuți și tot așa până făcea o piramidă. Ne-am îmbarcat într-o dubă CFR
Și asta se întâmpla la sfârșitul lunii iunie. Și direcția canal Dunăre Marea Neagră, dădeam și numai puținele haine care le mai aveam pe noi, le dădeam și pe alea jos și numai în chiloți eram în duba aia. Muream de căldură, apă nu ne dădea, mâncare nu ne dădea și așa de la Ghela până la Poarta Albă. Închipuiți și distanță și stătea pe îngări până când reușea să ne atașeze la alt tren. Ne-am îmbarcat în Dube, CFR, și hai de la Poarta Albă, în ce direcție nu știam. Și mergem așa și nu se mai oprea. Și la un moment dat, unul dintre băieți, care era deloc de prin Moldova, s-a uitat pe gemulețul ăla mic de la Dubă și a recunoscut terenul, niște localități din Moldova. Și zice, suntem în Moldova, ne apropiem de Piatra Neamț. Când am auzit așa ceva, am zis, gata, asta înseamnă Siberia aia noastră. N-a fost așa, în Piatra Neamț ne-a dat jos din Duba CFR și ne-a îmbarcat în camioane. Și ne-a dus la Bicaz. Bicazul n-avea linie ferată și nici gară pe vremea aia. Linia ferată s-a făcut ulterior. Și în camioane de-a dus de la Piatra Neamț până la Bicaz, deci. Și acolo ne-am introdus în celule cu paturi, cu priciuri de lemn suprapuse, îmbrăcate așa sumar și așteptam să vedem ce face cu noi. Și într-o după-masă, în schimbul 2, care începea pe la ora 11 seara, ne-a dus la locul unde urma să se construiască barajul hidrocentralei Bicaz. Îți scriu o carte, mamă, din aiud, din temnița cu lanțuri și zăbrele, cu ziduri reci, din care nu se aud, cum mor în chinuri visurile mele. Copilul tău cu pieptul de aramă, ce rătăcea adesea pe poteci, azi nu mai e decât o umbră, mamă, încarcerat 520. Îți scriu o carte, poate cea din urmă, căci dansul Salomei e întoi, căci în celulă o viață iar se curmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. M-am născut în satul Ciutelec în anul 1928 și mă numesc Rus Vasile. În anii 36 sau 37 era regele Carol la cârmuirea țării. Însă în acest interval au venit
prințul sau nu se numea prinț pe atunci, ce Mihai, regele Mihai, actualul rege Mihai a venit la noi în la Marghita, deci pe câmpul de la Marghita, și știind că vineri a venit cu avionul, a coborât pe câmpia de la Chirbiș Marghita, am fost prezent când a coborât din avion, aproape la vreo 20-30 de metri. A urcat pe un cal alb, împreună cu mai mulți călăreți, însă nu era gardă personală care să-l păzească, și pe șosea de la Chirbiș a mers către Balc. L-am urmărit la vreo 30-40 de metri distanță, alergând pe lângă dânsul până la ieșirea din Comuna Abram. Aceasta a fost prima întâlnire cu Majestatea sa Voivod Mihai, că așa se numea atunci. Eu eram cercetaș și maică mea m-a îmbrăcat în haine de cercetaș. Sovieticii au venit în țara noastră, însă nu au venit ca aliați, ci mai mult au venit ca contropitori. Au venit în satul nostru, mă amintesc, au căutat toate cășile unde sunt femei ca să le violeze, să-și bate joc de el, începând de la 10-15 ani până la 70-80 de ani. Mă amintesc pentru că la o femeie din vecini nu a trecut mai mult decât 7 inși sovietici au maltratat, au violat odată, o singură, unul după altul. Și atunci, văzând treaba asta, eu am făcut din grajd, mi-am făcut un bunker unde era băgat gunoi și acolo mi-am băgat-o pe maică mea, pe soacră mea și pe vecina. În caz că vin rușii să nu o găsească. Și într-adevăr au venit de vreo câteva ori, că treaba asta a durat aproape o lună de zile cât a trecut prin satul nostru. Și așa le-am ocrotit, cum s-ar zice. Ei, și de atunci eu pot să zic că am prins o ură deosebită față de acest neam sovietic sau rus sau ucrainean, nu știu, mai știu că pe vremea aceea era o țară mare condusă de marele criminal Stalin. Ei, atunci am început să am o ură, cu toate că nu am avut nici o palmă de pământ, nimic, am început să simpatizez Partidul Național Țărănesc. Prin aceasta, în alegerile din 46, am câteva străzi din Marghita, le-am pictat cu ochiul, votați ochiul. Nu aveam atunci obiecte respective decât o găleată și bidinea și var. Aceasta am făcut-o în acest timp. L-am întâlnit pe seniorul Coposu. Și ce ați vorbit cu domnul Coposu la acea dată? Eu n-am vorbit cu dânsul decât l-am văzut. Cum arăta? Tânăr, voinic, solid. Bine arăta, un bărbat deosebit. Și atunci oamenii lui mi-au dat 3 pachete înfășurate, sururi, nu mari, mici, pe care trebuia să le duc la Șibleu, la Margheta și Oradea. Nistor Bădicean a venit la mine și m-a întrebat, că noi eram colegi la gimnaziul Margheta, ne cunoșteam foarte bine. Și m-a întrebat dacă aș fi de acord să facem o organizație independentă. Și atunci s-a născut Organizația România Independentă împotriva bolșevismului și pentru aducerea regelui Mihai în țară. Mai ce an? 48. În anul 48, luna mai, 28 sau 29, nu știu. Și unde v-ați întâlnit cu domnul Bădicianu? Bădicianu știa că eu sunt la liceul industrial și liceul industrial era acolo unde e liceul de muzică sau ce e acolo. Acum, vis-a-vis de parcul Petufi. Ei, acolo în parcul Petufi
m-am întâlnit cu Bădiceanu. Deci au venit la școală, la liceu înăuntru, m-au chemat și am ieșit afară, în parcul Petefi, în timpul pauzei. Și acolo mi-au dat, mi-au dat adeziunile, adeverințe și plus scopul nostru, deci statutul organizației. L-am citit, mi l-a lăsat și prin care la fel am organizat din liceu încă 5-7 elevi la care le-am arătat statutul, le-am dat adeverințele, l-au semnat adeverințele și mi l-au dat înapoi. După aceea a venit Bădiceanu la mine, i-am dat adeverințele, statutul și cu asta am terminat. Nu m-am întâlnit mai mult cu Bădiceanu în perioada aceasta. Ca în 28 mai să fiu arestat. Au venit poliția, securiștii la mine în clasă, banca mea era chiar vis-a-vis de ușa de intrare cu secretarul liceului și Tiurus Vasile. Zic, da, eu sunt. Veniți cu noi. Și atunci am fost arestat complet. Cine a mai fost arestat cu dumneavoastră din clasă? Sau În ziua aceea nimeni. Eu singur am fost. Și unde ați fost dus? Am fost dus la securitatea care a apărut pe vremea aceea pe Republicii. Deci din parcul Petrofi e o străduță mică care duce chiar în strada Republicii, pe stânga e o farmacie și în dreapta e clădirea foste securități. Când ați intrat pe poartă, ce s-a întâmplat? Când am intrat pe poartă, cei doi mă francau înainte și în față era o gheretă unde era un polițist. Și ăla a ieșit afară, m-a luat cureaua și returile și ăia la doi m-au condus din clădire printr-o curte și am intrat în altă curte mai mică, fără etaj, unde era celularele și am fost băgat în celulă. Celula dumneavoastră era la subsol sau la etaj? Păi, la subsol era, adică la parter sau subsol, nu mai amintesc, că știu că era întuneric, nu avea bec, pereții. Celula, pereții erau încă umezi, pentru că atunci au fost construite înainte cu, ce știu, câteva luni, probabil, încă nu era uscați pereții, nu avea aerisire decât ușa care avea o ușiță mică prin care se dădea mâncarea și se uita polițistul dacă mai trăiesc sau nu. Cât de mare era celula și ce mai era în celulă? Nu era nimeni în celulă, în celula aceea eu am stat cel puțin vreo 4-5 luni. Singur. Și ce era în celulă? Nu era nimic absolut deloc decât eu și hainele pe mine. Nu era pat în celula aia, nici vorba. Și unde ați dormit? Pe jos, pe ciment. Ciment era jos, ciment era în dreapta, ciment era stânca, doar ușa nu era cimentată. Altceva în celulă mai aveați? Nu aveam nimic, decât când îmi dădea mâncare o dată pe zi, o mâncam și o dădeam ghereta înapoi și atunci. Dimineața mă scula la WC, după seara la fel. La 3-4 zile mă duceau la cercetări. Dar dacă tinetă ați avut în celulă? Nu. Și când vreați, ce făceați? Păi ce făceam? Dacă eram nevoit așa, însă pe vremea aia mai puteam ține treaba mică, pentru că nu aveam din ce să, că apă nu aveam de spălat, nu mă spălam decât dimineața, așa mă udam, dar n-aveam nici cu ce să mă ștergeam cu cămașa sau cu haina de pe mine. Cât ați fost la securitate, v-au dat haine de schimb? Da, nici vorbă, n-am, tot cu aceeași cămașă, haine, tot am stat acolo până am ajuns la penitenciar. Dar pătură aviați? N-am văzut eu pătură în celulă.
Și de exemplu, de câte ori vă dădeau mâncare la securitate și ce primeați? Da, păi, da, o singură dată mi-amintesc că mâncam numai, nu vinea dimineața la miază și seara, decât o singură dată ne dădea mâncare. Era mai mult zeamă de asta lungă, așa, cu câteva steluțe de grăsime, varză, de multe ori era și câteva boabe de fasole, arpacaș, nu știu dacă ne dădea o dată pe săptămână câte o lingură așa de arpacaș și câte o bucată de pâine, nu știu dacă era 100-200 de grame. Ați fost scos la baie să faceți duș? Da, n-am văzut eu baie în timpul 5-6 luni de zile. Nu mai vă spălați pe față și... Ne spălam, era o ghivetă pe coridorul ăla, mai amintesc, în dreapta, parcă o văd, și acum și acolo ne spălam și gata. La plimbare ați... Da, nici vorbă. Cât timp a fost arestat în cei... Deci până la condamnare, noi n-am ieșit în curte, n-am făcut plimbare, am fost tot timpul... Cât ați fost la securitate, ați putut lua legătura cu colegii din organizație? Nu i-am văzut. Pe niciunul nu l-am văzut, nici n-am fost confruntați. Niciodată. După vreo 3-4 zile am fost dus la securitate și m-a întrebat că din ce organizație fac parte. Și atunci eu m-am dat seama, însă așa de glumă zic, din Crucea Roșie. Și atunci am primit câteva pâni, lovituri și zice, da, pe ăsta îl cunosc. Și am aflat că și ăștia deja s-au arestat și au aflat de toată organizația noastră. Și atunci am spus, da, am recunoscut. Și cum se desfășura o anchetă? Prima anchetă când ați fost și după aia am povestit și următoarele zile în care ați fost anchetat. Păi următoarele zile tot căutau ca să divulgăm cu cine am vorbit, pe cine mai cunoaștem care a vrut să facă parte din organizație, cine împotriva regimului respectiv după vremea aceea și asta voiau, cine are arme. Cine v-a anchetat? Am fost anchetat numai de persoane, ce să zic eu, nu vreau să fac ură de rasă sau să condamn un etnic sau ceva. Și să numeau Rosenberg, Stern, Retegan, dar Retegan și-a schimbat numele, că numele adevărat, Elekes și... Și cum se comportau cu dumneavoastră? De exemplu, la ce torturi ați fost supus? Cum ați fost bătut? Păi ăștia anchetatorii nu ne băteau. Ei ne puneau întrebări, însă aveau 3-4 adiutanți pe lângă ei și numai le făcea semn. Și atunci intram în bătaie în jurul lor. Și cum vă băteau? Păi, de multe ori ne dădea cu... Aveau ăla de cauciuc, bastonul ăla de cauciuc, cu ăla ne loveau. Dacă cădeam jos, atunci dădeau cu picioarele noi. Și eu odată am fost și legat de mâini și de picioare și pus pe o bâtă, pe o cracă de ăsta și atunci am fost lovit cu sac de nisip și pe spate și în spate și la părțile mai sensibile, la testicole, cu sacul acela de nisip și cu ăla de cauciuc. De ăsta mă amintesc și am leșinat. Acolo m-a turnat apă pe mine, am revenit și m-a dus în celulă vreo 10-15 zile, nu m-a întrebat nimeni că cine sunt. Dar de câte ori ați fost bătut? Da, nu, cel puțin de vreo 4-5 ori. O singură dată mă amintesc când am venit de la o bătaie, am fost bătută la mâini, complet. Degetele erau umflate, dar avea să vedea între degete distanța. Și ca norocul că am avut pe polițistul ăsta Bodea și fetele mă vedeau că aveau deschisă ușa în ziua aia sau oara, că Bodea lăsa deschisă celula ca să le intre aer, că acolo erau, nu știu, vreo 10-12 fete într-o celulă. Și îmi amintesc de Tamara Șerban, o chemat-o,
mi-a spus polițistul cum o cheamă, că eu n-am vorbit cu dânsa, și-a luat basmeaua, i-a dat-o la polițist, că nu i-a dat voie să vină afară pe coridor, și-a luat basmeaua și m-a legat pe mâini cu basmeaua ei și am ținut compresă rece cu apă până mi-am revenit. Dar săculeții de nisip cu care vă băteau, cum erau? Cât de mari erau sacii de nisip? Bă, nu erau mari, ce să zic, cam vreo 15 cm, 15 pe 20, așa. Și de ce foloseau? De ce foloseau sacii de nisip? Păi eu cred ca să nu se vadă urmele de bătaie, pentru că cu asta nu se vede urma așa cum se vede cu lovituri de bastonul acela de cauciuc. Și cu ce vă mai băteau? Ce alte obiecte mai foloseau? Nu mi-amintesc să fi folosit altceva. Dar atunci când v-au spart timpanul... Ei, atunci am fost lovit cu palma. De mai multe ori am zis așa și atunci am auzit un sunet enorm și în noaptea aceea am simțit că îmi curge ceva zeamă din urechea respectivă. Cum era celula de la penitenciar? Cât de mare era și ce era? Păi de-abia ne învârteam acolo, nu puteam face nici doi pași sau trei puteam face de la jam la ușă, atât, că era mică. Aveați geam? Aveam. Chiar prin geam ăla eu am fost poștașul celularului de acolo, pentru că aveam un deținut, un țircă, și am îmi amintesc de numele lui, un băiat foarte de treabă, acela m-a introducea la unii băieți creion, hârtie, și creion, hârtie, și eu aveam dexteritatea, că de la celulă noi vedeam jos cine e acolo, jos. Și eu aveam dexteritatea asta, că urcându-mă pe geam pe spatele unui coleg, de acolo eu puteam arunca biletul respectiv, bineînțeles, înfășurat cu piatră, legat, ca să fac corespondență cu cei de afară. Programul era că ne scola dimineața, eu nu știu, că n-aveam noi ceasul pe vremea aia, 6-7 dimineața ne dădea câte un terci subțire, atâta că avea apa era colorată, ne scotea să ducem butoiul cu secrementele noastre ce făceam, să le ducem la veceu, doi inși se duceau acolo, le goleau, că spălau, aduceau înapoi, ne duceam la spălat la o baie acolo și vineam acasă la 12, la 1, la fel ne aduceam mâncare. O mâncare foarte slabă, tot zeamă lungă să ne ajungă, mă rog, un regim de determinare, nu putem zice că carne, drag, n-am mai văzut, că o bucățică de os sau ceva mai era în mâncare. Dar cum era supa? Ce supe primeați? Ce mâncare primeați? Păi vă spun că o supă tare slabă, mai mult apă era, dar nu avea grăsim sau mâncare care să fie consistentă, acră, țărată. Ce era în supa respectivă? Păi, ce poți, 3-4 boabe de orez, 3-4, 4, 5, 6 de fasole, dacă era, fasole era sărbătoare când primeam. Și pâine, cât primeați? Pâine, o bucată de pâine, mi se pare că de la 12 ne dădea. Cred că vreo 200 de grame sau 250, nu știu ce. Atât, aia era mâncarea care, să zicem, că era mai consistentă. Și în timpul zilei, ce făceați? Stăteam acolo și care putea dormea, care nu, că nu eram supravegheați ca să stăm, la Oradea vorbesc, ca să fim supravegheați că ce facem, pentru că nu avem ce face acolo. Stăteam și ne povesteam trecutul. Acolo eu am nimerit cu teologul care a devenit până la urmă episcop, Hârțea. Eu chiar am dormit lângă el, eram vecini unul lângă altul. Dar cum arăta? Arăta un băiat înalt, solid, bine făcut, un om liniștit care
căuta să ne încurajeze, să țină spiritele sus, să avem credere în Domnul Dumnezeu, în Hristos, în Sfântul Anton. Pe mine m-a și lămurit că am ținut 3 zile, adică 3 săptămâni, ziua de marți, ca să nu mănânc până seara, târziu. Și, mă rog, a fost un domn, atât dânsul cât și Maxim. Amândoi erau veniți teologi, proaspeți, nu știu dacă au avut o vechime de un an de zile, au terminat teologia la Sorbona. Și Hirțea, de când era arestat? Nu mi-amintesc cât înainte, când a fost el arestat și cum a apărut între noi. Nici asta nu mai știu. Eu știu atâta că în timpul mesei am avut comoție cerebrală sau nu mai știu ce, am căzut jos și ca norocul că am avut un gardian pe nume Ciopo, care imediat a anunțat sanitarul, care era un... aveam un cabinet sanitar acolo și a venit și eu nu știu cu ce împrejurări, cum am fost dus la spitalul 6 din Oradea. Am avut un regim foarte bun pentru că medicii și asistentele, sora Maria, a fost o doamnă, o mamă, îmi dădea vitamine, mâncare deosebită. Știu că am avut, pentru că eu am fost sportiv la arestare, am avut 63 de kilograme și la și la spital am ajuns la 40 și ceva de kilograme. Episcopul Hirțea ce sluja, făcea slujbe sau liturghii? Și ce făcea ziua? Da, n-am văzut eu slujbe acolo, în penitenciar, nicăieri, nu. Dar ce vă povestea Hirțea? Hirțea? Da. Păi ne povestea de... tip de ăsta, religie, și ne citea din ăsta, că el avea voie, el și Maxim avea o carte ăsta, nu știu ce era aia, Biblie sau ce. Și ne citea din cartea aceea și ne ținea așa câteva cuvântări, dar mai pe scurt așa. La Oradea, ați făcut vreodată baie? Ați fost dus să faceți baie? Nu. Și cu ce haine ați stat pe dumneavoastră? Tot cu hainele care au fost arestat. Vă păstrați igiena? Hainele alea? Păi le spălam din când în când cămașa, atât, altceva nu. Ați fost scos la plimbare vreodată la Oradea? Nu, niciodată. Și n-ați primit nici pachet, nici scrisoare? Nu. Și nu v-ați întâlnit nici cu mama dumneavoastră? Nu, nici vorba. Păi maică mea am văzut-o prin geam. La Pitești, nu rețin cât am stat, să știu că am avut coleg de... aparte de celulă, aparat în celula apropiată de noi, singur în celulă, a fost președintele Partidului Socialist după vremea aceea, Lucrețu Pătrășcanu. Acesta era scos noaptea la ora 12 fix, coborât și îl vedeam. Că geamul nostru de la celular se vedea când, în curte. Penitenciarul Tipești, după câte am văzut eu, că n-am văzut mult, era în formă de patrat interiorul. Și acolo, cu o pătură acoperită pe cap, Lucrețu Pătrășcanu era plimbat. Și până la urmă, de câte știu, a fost lichidat de către tovarășii lui de viață, așa cum a fost lichidat și Virgil Trofin, care trebuia să fie el conducătorul țării în locul lui Gheorghe Iudeș, în locul lui Ceaușescu. Ne-a dus la Jilava și acolo am ajuns. Și cei din drept comun vedeau, prinjeam, vedeau, treceam, mașina au trecut așa, chiar oprit în dreptul bucătăriei, nu știu, că era o poartă și trebuia deschisă. Și zice, uite-l mă, uite pe marele general Buciunschi cum curăță cartofi. După aceea am fost duși la Târgușor, unde ne-am întâlnit cu restul colegilor. Ce-a vrut
de la Târg Șor? Păi acolo, eu unul am acceptat, mă rog, reeducarea, am participat la citirea articolului de fond din ziarul Scânteia, care era un ofițer, ce știu cine era ăla, vinea din oraș sau de unde și ne ținea cursuri din astea politice. Ba, aveam dreptul și la cărți. Eu, brazdă, Fürtăș, nu mai drept, în care am fost duși la Gherla. La Gherla n-am avut viață lungă, deoarece la Pitești au fost instruiți o serie de studenți care au fost instruiți ca să ancheteze pe toți elevii și studenții în afară de Pitești, la toate pușcările, în special la Gherla, unde a fost doi majoritatea, să ne ancheteze, să spunem pe cine am lăsat noi afară de declarații care le-am făcut înainte de proces. Și acest escroș de studenți n-au făcut altceva decât să ne chinuiască aproape mai rău decât am suferit la securitate. Ne-a pus să ne bătem unul pe altul, să ne dăm pălme, să stăm într-un picior, să stăm cu fața la perete. Pe unii i-au pus să-și mânce fecala, pe alții i-au pus să zică că vorbește cu maică-sa, l-au pus să facă piș în gheretă, să zice, uite, ăsta e firul cu care vorbești cu maică-ta. Și prostii de astea au făcut acești oameni cu noi. Timp de aproape vreo, nu știu, 10, 15, 20 de zile. Dumneavoastră, în ce cameră ați fost introdus? Da, păi eu nu știu, în camera comună mare, eram acolo, vreo, ce știu, 30-40 diferite. Și când ați ajuns acolo, reeducații de la Pitești erau deja acolo? Nu erau, au venit după aia. Noi am stat liniștiți în camera aia comună vreo câteva zile. După aia au venit ei. Ei aveau cheie de la ușe, aveau liber pe celulare, intrau dintr-unul în altul. Cine erau? Vă amintiți cum îi chemau? Păi vă spun pe câțiva. Stoian, Livinski, Burlacu, Boieru. Și cum ați intrat în contact cu ei? Când au venit prima dată? Păi când ei au intrat în contact cu noi, că au intrat acolo și au zis că vin de la Pitești și au stat vreo zi, două, așa, și după aia au început. Că cum cine sunt ei? Prima dată au zis că, voi bandiților, voi n-ați spus tot la securitate. Uite, noi suntem aici ca să vă ajutăm și trebuie să declarați tot ce ați uitat și acolo. Și ba da, am rămas, dar partea proastă că deja vroiam noi să-i contrazicem sau să-i prindem. Pentru că gardienii și ofițerul Politrucu știau de ei și deja îl luam noi pe Stoian sau să-l prinde să-l bate. Că veneau aia și ne duceau, ne băgau la jos, la carcera aia, la Negru, cum se zice. La Neagra. Bun. Și ați început să discutați și după aceea ce s-a întâmplat? Povestiți-mi chiar momentul respectiv, primele momente. Ce vă amintiți? Păi mă tot întreba ca să spun cu tare și cu tare. Păi nu mai știam ce să spun și atunci iară ne-au bătut, ne loveau și ei. Câți erau? Câți v-au bătut? Sau cum v-a s-a petrecut bătăria? Păi nu știu, vezi dacă poate găsești acolo ceva nume, dar ăștia erau bătăușii noștri, nu polițiști. Studenții ăștia care Stoian, Livinski, Burlacu și mai era Boieru, mă amintesc. Și dumneavoastră, de exemplu, stătați și vorbeați cu ei și după aia ce s-a întâmplat? După aia ne-au lăsat și ne-au amenințat iară. Să stăm în picioare, să ne... De exemplu, dumneavoastră, la ce tortură ați fost supus? Acolo? Da. Păi eu n-am fost supus decât să ne lovim unul pe altul și o trebuie să stau într-un picior să execut anumite... Și pe cine ați lovit? Da, nu mă amintesc cine o stat în față. Ne doveam, ne părmăm așa, dar nu tare. Nu am fost, mai mult ca mângâiere am dat, dar n-am lovit tare. Și ei cu ce vă băteau? Veau bețe la ei? Nu, nu. Cu palmele și cu picioarele și asta. Și, de exemplu, ce altceva, adică,
ce altceva vă mai puneau să faceți decât să stați în picioare? Să stăm așa în... cum... în genunchi, într-un picior. Nu ne lăsa să ne odihnim, să dormim. Să stăm în poziția asta așa. Uitați, așa să stăm. Și, de exemplu, când făceau chestii oribile, ce anume vă puneau să faceți? Cum? Când făceau lucruri oribile, ce vă puneau să faceți? Cu mâncarea? Păi cu mâncare ne lăsa să mâncăm, nu era probleme cu mâncarea, dar mâncarea era destul de slabă. Sau cum vă puneau să povestiți despre mamele dumneavoastră sau fiii de preoți? Nu ne puneau, ne puneau ca să declarăm că cu tare și cu tare o știu de noi, sau cu tare și cu tare împotriva ăsta, chestii de-astea ne puneau să facem. Declarați, unde scriați? Pe săpun. Ne dădea bucată de săpun și un ac ca să scrii pe ăla. Era o bucată. Cât de mare era bucată? Da, cam 15-10 pe 20, așa, și pe ăla trebuia să notez. După aceea ce făcea cu bucată? Îl ducea, dracu, știe ce făcea cu el. Îl ducea la securiști, la nu știu unde. Eu o singură dată am scris ce am scris și la securitate, că nu aveam ce să divulg ceva secret. Dar, de exemplu, din câte știți, care a fost cea mai cumplită bătaie sau umilință la care au fost supuși colegii dumneavoastră? Poate nu dumneavoastră, din ce știți dumneavoastră, din alte camere sau chiar acolo? Ce li s-a întâmplat așa oribil? Printre umilințele la care erau supuși colegii dumneavoastră? Păi eram înjurați de părinți, ce se unea. Și asta a fost că ne punea să ne lovim unul pe altul, să... Ce cu urmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. Mă numesc Brazda Ioan, m-am născut în comuna Sfânt Andrei, părinții tot Brazda Ioan și Brazda Iuliana, mama. Născut? În 1928, 23 noiembrie. Oamenii, cum au perceput această preluare și instalarea noului regim, din punct de vedere economic, cultural? Păi la nimeni nu le-a convenit. De ce? Nu le-a convenit. Adică pentru că toată lumea îl iubea pe rege. Știau că regele face pace între toate partidele, că el era peste tot și toată lumea asculta de el. Dar din punct de vedere economic, preluarea puterii de către comuniști și venirea trupelor sovietice, cum a fost resimțită de Oradea, de Orădeni? Exista o anumită penurie de alimente? Păi asta după, da. După asta a început să fie mai rău ca în timpul războiului. Mai multe lipsuri de alimente. A început să facă cartele pentru pâine, îți dădea, tăiau o bucățică de cartelă și nu îți dădea mai multă pâine decât atâta cât era în cartelă prevăzut. După aia, după cum știți, toate alimentele, magazinele până la urmă a ajuns să fie goale în tot orașul, dacă știți. Ce înseamnă G4? Asta după ce am terminat liceul, asta în 49, ce s-a întâmplat? În perioada aia, după cum v-am spus, se făceau, după ce au ocupat comuniștii, căutau să dea afară pe toți intelectualii din țară, începând armată, indiferent, funcționărime, toți. Și îi făcea alții deblocați, alții epurați, alții comprimați, așa termene erau.
Și oamenii s-așteptau ca să fie, pe urmă, și arestați, că așa se întâmpla. Îi aresta și atunci ce se întâmplă? În perioada aia oamenii căutau să fugă, să nu fie arestați. Și unde să fugă? Mulți, mai ales care au fost militari, au mers în munți. Și au făcut acolo diferite tabere de luptători împotriva comunismului. Și atunci oamenii care erau civili astea, auzeau despre ei, zice, și noi unde să ne găsim refugiu dacă ne dă afară și să ne aresteze? Plecăm și noi la ei, să ne întâlnim cu ei. Și la fel a fost și la noi, cum a fost deblocat, comprimat notarul, care era cu numele G4, a format asta. Oprea Dumitru, da. El a făcut organizația asta, unde apare și tabloul ăsta aici, G4, adică un grup de patru inițiatori. Cine erau cei patru? Păi era Oprea, era Mihelea, era unul Vecon și încă unul, nu mai știu care ar fi fost, Bozga Dumitru, cred că el era. Bozentan? Bozentan, da. Și ăștia erau care au inițiat. Și ce făceau concret? Voiau să iau legătura cu partizanii care erau fugiți în munți. Pentru că și ei s-așteptau să fie arestați. Și atunci au încercat să ia legătura cu aia, ca să aibă o scăpare undeva, să nu fie arestați așa. Și dumneavoastră cum ați fost racolat? Cum ați intrat în această organizație și ce făceați concret? Păi ne-am întâlnit cu ei, cu Oprea Dumitru și cu Mihelea, de exemplu. Eram în vizită la colegul Bozga Dumitru, Mihuț, de fapt, îl cheamă, dar așa era porecla. Ne-am dus la el, așa duminica mai mergeam în vizită. Și atunci a apărut și Mihelea cu Oprea Dumitru acolo și, pe urmă, ne-am dus într-o sală și ne-a povestit și o nouă situația lor. Și ne-a povestit despre afișe, despre afișe încă n-a vorbit nimic, e că le-a spus fără să știm noi afișul ăsta. Dar ne-a spus despre situația asta cu fugarii. Ce v-a spus concret? Că, sigur, ar vrea să ia legătura cu partizanii care se duc în munți și noi, eventual, urma ca, chiar dacă nu plecăm, dar ei când vin înapoi de acolo, să găsească undeva un ascunziș, să se alimenteze de la noi, ce știu, să-i ajutăm în felul ăsta. Și atunci el ce-a făcut, după câtva timp, fără să știm noi, a făcut afișul ăsta, l-a afișat în zona Evelența în vreo 3-4 locuri, mai multe afișe au făcut, asemănător, și s-a vorbit cu ceilalți din grup care voiau să plece în munți și ei, să se întâlnească cu partizanii. Și au plecat, dar fără să ne spună nouă, sigur că nu o să divulge când pleacă. Dar ce s-a întâmplat? Ei au ajuns până la 10 hotare și acolo i-a pus un străinul ăla la care s-au dus ei, că nu se cunoșteau, și i-au pus în șură să doarmă acolo pe fân. Dar gazda a mers la miliție și i-a anunțat că uite cine sunt aici, vreo 6 persoane sau câți erau. Și sigur, a doua zi a anunțat și securitatea din Oradea, au înconjurat șura și să-i prindă. Pe câțiva i-a prins, pe câțiva a fugit, au scăpat. Nu i-a prins pe toți atunci. Și atunci i-a luat în primire, cine a mai știut de voi, cine a vrut să vă mai ajute, nu știu ce, și așa ne-a luat și pe noi. În martie, prin 20, prima dată, au venit noaptea, noi știam deja că asta ne urmărește, auzisem de ăștia că i-a prins pe ăștia care au fost plecați. Și ce să vedeți, noaptea, târziu, după ora 12 noaptea, bătăi mari în poartă, credeam că se prăpădește lumea. Așa bătăi puternice în poartă. Și tăticul merge la geam, spre stradă, și atunci apare la geam Mihuț Dumitru, că zice,
vine tăticul după aia și îmi spune, zice, a apărut Mihus Dumitru și te caută pe tine și pe fratele meu. Și încă era cu unul îmbrăcat în haină de piele și cu căciulă. Atunci asta știam că l-ai de la securitate. Și a dus pe ăsta ca momeală, ca să știe că, uite, îl căutăm. Și când, în momentul ăla când vine tăticul la mine în cameră și îmi spune, uite cine e la geam, în 2-3 mișcări am fost îmbrăcat, gata de plecare. După aia mă duc cu tăticul din nou la geam, să vedem cine-i. Tăticul când deschide geamul, ăla intră pe geam, sare înăuntru, în cameră, pe geam. Tăticul, da, stați, zice că vă deschid poarta, dar nu intrați așa ca hoții pe geam. Eu când am văzut momentul ăsta, prin spate am fugit, am sărit peste gard la vecin, și m-am ascuns, era lângă maternitatea, că acolo locuiam. Acum s-a prelungit maternitatea, în locul ăla era o sinagogă părăsită. Și atunci eu m-am urcat în sinagoga aia sus la etaj și pe geam vedeam strada noastră, ce se întâmplă, cine circulă, mașinile lor, a securității. Și atunci de acolo am urmărit tot, cum au intrat la noi. Mă predau. Ce, unde să te pun? Poftiți? Cum s-a întâmplat predarea? Ați intrat în casă? Am intrat în casă, el speriat, oarecum, ăla. Acolo stă la masă, cum era dincolo, stătea la masă și... Cine ești? Da, eu sunt, cu tare. Uită la mine, nu știa ce să facă. După aia, din la un moment dat, scoate pistolul. Zice, sus mâinile, către mine. Da, sus mâinile. Dacă zice sus mâini. După aia vine și îmi pune cătușile pe mână. M-a dus direct la securitate, care era acolo către gară, clădirea aceea, dacă o știți, lângă farmacie. De, în clădirea acolo era securitatea. Și în securitate, sigur, erau pregătite diferite celule la parter, la subsol, dar celule mici, abia încăpea o... niște scânduri care ținea rol de pat, niște scânduri așezate pe niște capre, fără pătură, fără nimic, ciment pe jos, frig în martie, cum era atunci. Și acolo m-a băgat și mai era încă unul înaintea mea, mai era acolo și atunci doi eram în aceeași celulă. Era o cameră foarte mică, dacă avea lățimea, ce să zicem, 2 metri și lungimea era așa cât să încapă un pat, de scândură și la capăt mai era dacă o jumătate de metru de circulat. Și pe aia trebuia să ne culcăm toată ziua. Întuneric complet, că era un geam mic, dar nici ăla nu abătea spre curte, pentru că era în față, era un coridor. Și nu venea lumină niciodată acolo. Era că nici nu m-am văzut cu ăla cu cine sunt, nu știam cine-i. Dar tineta unde era? Nu era acolo, la securitate nimic. Și să vă spun, ăsta e cel mai mare chin, când te bagă de seara înăuntru, să zicem pe la ora 8-9 era stingerea. Te închidea, de atunci nu-ți mai dădea drum afară până a doua zi dimineața. Și trebuia să reziști cu toate acolo. Și? Deja bă bătea în ușă că vreau să mă duc afară. Nu, nu-ți dădea voie. Și ce făceați? Erau mulți care nu rezistau. Și udau pereții, chiar mi-a spus. Noi ne chinuiam și toate noi nu puteam dormi din cauza chinului, că trebuia să ieșim afară și nu ne dădea voie. Mâncare nu era nimic dimineața, deloc. La amiază numai mâncarea care ne-o aducea de la penitenciar, cu vreo 400 de grame, cât o farfurie, să zicem, atâta mâncare. De exemplu. Ce vă dădeau de mâncare? Spuneți-mi un meniu sau fiecare zi. Păi, în perioada aia era așa, la amiază era fasole. Dar cum era supa respectivă? Depinde acum, cum era de multe ori, era așa cât puțină cât era, flămânziți așa mult, era bună, că trebuia să o mâncăm, că n-aveam ce face. Fasolea ne plăcea. Și ne dădea 250 de grame de pâine. Aia era rația pe toată ziua. Seara iară era perioada când erau cartofi,
la penitenciar, că penitenciarul avea o grădină și ei aveau cartofi. Și atunci seara ne dădea cartofi în perioada aia. Depinde și de sezon, că nu totdeauna la fel dădea. Și ce altceva vă mai dădeau să mâncați? Nimic. Altceva nimic. La amiază fasole, cât o farfurie, să zicem, dacă vă puneți într-o farfurie, atâta, aia e toată cantitatea și 250 de grame de pâine. Aia era pe toată ziua. Seara, iară, numai cartofi. Mai slăbită, cartofii erau mai puțini, așa aici, colo, așa câte un cartof. Altceva, ce pot să vă spun? Cum să, dar flămânzeam continuu. Continuu eram înflămânziți. Că dar nu te saturi de o singură mâncare, o farfurie numai. Încercați să vedeți. Dacă mâncați numai o farfurie și altceva nimic, toată ziua. Și dimineața nimic. Cum am fost îmbrăcat, așa am dormit cu hainele care erau pe noi. Nimic, niciun schimb, nimic. Nu a dat voie nici la părinți să ne aducă schimbul sau ceva, nimic. Ne scotea la închetă când voiau ei să dăm câte o declarație. Toată, no, punem, faceți o declarație. Făceam, iar ne trimitea înapoi, rupea declarația, nu-i bună, alta. Odată ce a fost cel mai tragic pentru mine, că mă pune la birou, într-o cameră, și îmi pune hârtia pe masă, ca să dau o declarație. Vis-a-vis de mine era cealaltă cameră cu uși duble, știți, ca să se deschid, și alt birou. Și mă pune ca să văd eu celălalt birou din fața mea. Și îl aduce acolo pe tăticu. De pe ușă laterală intră în birou ăla, ca să văd și eu scena. Și apucă pe tăticu să-l bată în fața mea. L-a trântit la pământ, cu picioarele, ce știu eu. Închipuiți ce situație eram. Și cum îl băteau? Păi cu picioarele, cu mâinile, cu ce puteau. Mi-a spus ăsta, de exemplu, Haiduc. Mi-a spus ce a pățit, cum l-a torturat pe el. L-a legat cu mâinile, sigur, cătușe, l-a pus să pui picioarele așa și pe aici a băgat o bâtă. Și l-a sprijinit pe două mese. Și atunci, sigur, corpul automat se întoarce cu tălpile în sus. Și l-a apucat să-l bată la tălpi, la picioare. Bozântan, de exemplu, tot așa mi-a spus, că și pe el l-a bătut tot așa la tălpi. Tot așa i-a pus cătușele, i-a pus așa, și atunci bagă bastonul așa și îl sprijinit pe două mese. Și atunci omul se întoarce și bătut acolo. Și după aia zice, după ce m-a bătut, m-a pus să fug pe jos, pe tălpile ca și pe spini călcam, zicea Bozântan. Era un sublocotenent, cred că era Rosman Adalbert. Ăsta care mi-a făcut mie toate declarațiile, toate astea. Și până la urmă am zis, scriu tot ce zice ei, numai să mă lase în pace. Și mi-a pus să declar că m-a înrolat în banda teroristă a lui Oprea și nu știu ce. Tot ce mi-a dictat, așa am scris. Nu m-am opus. Chiar dacă nu era adevărat? Chiar dacă nu era, nu m-am înscris eu nici într-o bandă a lui Oprea, că n-a făcut el înscris nimic. Ca să facem tabele cu membri, cu nu știu ce, n-a făcut așa ceva. Ne-a pus în curte, cu fața la zid, la distanță unul de altul, în jur, ca să înconjurăm tot zidul. Cât suntem, să fim așa unul lângă altul. Dar nu cu fața spre ei, ci fața spre zid. Dar eu totuși m-am uitat sus pe ăștia, la toate etajele, tot personalul din securitate erau la geamuri să ne vadă. No, după ce ne-a înșirat acolo, a venit mașina, ne-a băgat în mașină pe toți și ne-a dus la penitenciar. Erau mai multe celule pe un coridor și în fața coridorului erau celule una după alta, mai multe, și toate făcute din timpul lui Maria Terezia, zidite așa cu bolte. Și erau lungi, cam așa, să zicem, 15 metri sau cât să zicem așa, o cameră de lungime și lată era cam cât camera asta, să zicem, acolo. Și de o parte și de alta erau pus
briciuri din astea, adică tot așa scânduri una lângă alta ca să formeze fără separat. Deci un rând de paturi de aici, un rând de paturi dincolo, din capăt până în capăt. Și la penitenciar așa era situația că atunci când ne-a dus pe noi, înainte erau saltele acolo. Ne-au pus pe noi să scoatem toate saltele ce erau acolo, să lăsăm numai scândurile. Le-am scos, am crezut că vrea să le schimbe, să ne dea altceva, nu ne-a mai dat nimic. Și ne-a dat niște rogojină simplă. Și am pus rogojină pe scândurile alea. Și ăla era patul. Și ne-a dat câte o pătură la fiecare. La un moment dat eram aproape de 100. Pentru că ce s-a întâmplat? După ce a plecat grupul lui Roxin, că pe rând îi ducea la fiecare la proces, tot câte un grup. Atunci peste noi a băgat pe alții de care erau din Maramureș, tot cu probleme din astea, răsculați. Și așa de mulți a băgat acolo peste noi, încât cât era de lung lungă camera, nu puteai să te culci pe spate. Numai așa pe dungă, ca să încăpem toți în pat. Așa pe dungă trebuia să stăm. Și dacă unul trebuia să se întoarcă noaptea, tot rândul trebuia să se întoarcă. Așa de deși eram. Deci eram 100 de oameni atunci, într-o cameră din aia. Mi-ați povestit că făceați sculpturi. A, bine, asta sigur mai făceam. Odată am făcut din săpun, ne-a dat. Și zic, hai, ce să fac, am făcut niște sculpturi acolo. O dame șezând pe scaun am făcut, alta un elefanțel am făcut, altul un cap de mort am făcut. Noi am încercat să luăm legătura cu, că era geamul ăla vis-a-vis. Odată apare acolo o fetiță care locuia acolo, o tânără, cam ca dumneavoastră era, și începe să vorbească cu noi. Și noi am vorbit cu ea și atunci, nu știu dacă securitatea atunci a știut imediat sau nu, și atunci am transmis ca să vină tata lui Lupoi, că el a avut curajul ca să-l cheme pe tata său. A venit tata lui Lupoi acolo, la geam, și atunci am putut să vorbească prin geam, așa, unul cu altul. Și atunci noi am zis că ce, alții voia să le aducă țigări, să-i deie tot așa cu un băț, ce știu, dincolo. Noi am cerut bomboane să ne dea. Nu, și ne-a dat, dar după aia, la un moment dat, cred că a prins securitatea, că unul a observat, parcă era un ofițer de la securitate, dar repede s-a tras înapoi de acolo, s-a tras la o parte. Și în timp ce vorbea cu asta, fata se m-a uitat jos așa și parcă simțeam că e cineva lângă ea. Și atunci au avut grijă ce vorbesc ăștia, că să nu vorbească ceva care... Și unde ascundeați lucrurile? Știți unde le-am ascuns? Era o pardoseală în capăt, era puțin deteriorată, că era cu asfalt pe jos. Și atunci noi am scos acolo, am făcut o groapă mai departe și am băgat acolo și am acoperit înapoi. La Terșor a fost, într-un fel a fost mai bine, că lucram. Aveam dreptul să lucrăm și dacă lucrez trece timpul altfel. Eu, fiindcă eram cu liceu industrial, cunoșteam meserie, m-a băgat la atelierul de reparații, adică acolo erau așa la Târgșor, fabrică de făcut pânză, țesătorii. Deci mașini de țesut erau și mecanice și semimecanice. Și astea trebuia întreținute. Și noi le întrețineam ca să le reparăm. Orice defecțiune trebuia să mergem să reparăm mașinile astea. Și acolo se fabrica cam 1000 de metri de pânză pe zi. Atâta făceau. În două schimburi era. Și era pe timpul ăla o pânză subțire, frumoasă, așa, de tot, se numea America. Așa-i numea pânza aia. Toată lumea știa America, da, atunci știa că e o pânză subțire, fină, fină de tot. Și asta se fabrica acolo, la Târșor. Și în felul ăsta a trecut timpul mai... Și condițiile de detenție cum au fost? Celula, de exemplu? Acolo, celula era tot așa o cameră mare, în care 300 de oameni în două camere, sau cât erau acolo. Eram toți elevii, erau în două camere. Atâta era. Și restul erau atelierele.
La Gherla, la sfârșitul anului, în 51, atunci ne-a dus la Gherla, acolo era o cameră, se numea 99, cea mai mare cameră, în care intram 80-100 de elevi care încăpeam acolo, așa mare era. Dar acolo fără paturi, fără priciuri, fără nimic, direct pe jos. Cine mai era în celula aceasta 99 cu dumneavoastră? Pe tot grupul nostru și mai era și grupul dinaintea noastră, care era și cu Rus, și cu și Moca, și cu... Da, da, și ei au fost acolo cu noi. Și noi eram... Deci toți elevii care am fost... Camera aceasta 99, no, da. I-ați găsit acolo pe cei din Organizația România Independentă? Nu, nu, de la Târgșor am plecat împreună, că au plecat în mai multe rate. Da. Nu deodată, știți, eram amestecați. Și camera respectivă ce era? Descrieți-mi un pic. Camera respectivă era totuși destul de mare, dacă încăpeam 100 de oameni bine înghesuiți, încăpeam acolo. Și la un moment dat începea să... Erau studenții de la Pitești, care trecuseră prin fenomenul Pitești și pe ei au dus acolo. Și ăștia au preluat în primire toată închisoarea. Gardienii ascultau de ei. Ei erau plantoane prin coridoare. Făceau curățenie, măturau, nu știu ce, dar dacă ei spunea la gardian, uite, pe cutare, îl scoți din celula asta și îl duci dincolo, asculta gardianul de ei. Cum îi chemau? Pe ăștia studenții, păi erau mai mulți, era Livinski, era Popațanu și mai mulți alții care mai... I-ați găsit acolo? I-am găsit acolo pe ei. Ei erau acolo. Deci nu toți încă ajunseseră, nici ei, dar grupul ăsta care formau voiau să facă reeducarea cu toată lumea, prin tortură, bineînțeles. Într-un colț s-au adunat ei care câțiva care, moldoveni, că ăștia nu aveam încredere în moldoveni, că ăștia totdeauna, ca și cum se întâmplă și acum în Ucraina. Ăștia erau trădătorii. S-au adunat într-un colț, vreo 6 sau câți erau ei. Și de tot vorbeau într-un colț acolo, nu știu ce. La un moment dat, noi liber vorbeam cu ceilalți, să treacă timpul, vorbeam unul cu altul, povești, nu știu ce. Odată, învățați de studenți, zice, gata, de astăzi înainte, nimeni nu are voie să vorbească unul cu altul. Și toți trebuie să stea pe jos, unde era să ne culcăm, pe o parte și pe alta, sigur că fără saltele, fără cearcefuri, fără par nimic, numai așa, pe pământ, direct, pe ciment, acolo ce era. Și să stăm culcați pe spate, cu capul jos. Și era pus câte unul care să păzească, zice, nu e voie să se miște nimeni. Și stând așa prea mult, așa simțeam parcă ceva, un cui intră în cap, dacă stai așa mult pe, și pe ceva tare. Și am stat așa cât au vrut ei. Păi nu știu câte ore ne-a ținut acolo, sigur. Până când a venit la amiază, a venit, atunci trebuia să ne lase liber ca să ne luăm mâncarea, că vinea ăia cu mâncarea înăuntru și la fiecare ne băga în galmelă și după aia ei plecau. Și noi mâncam și după aia ne puneam în continuare să stăm așa toată ziua. După aia asta a fost prima, cea mai simplă asta. După aia, ca să ne facă și o stare psihică, alege pe un băiat care era din Oltenia, fără să fie nimic cu ceva amestecat, ce știu ce, îl pune, zice, tu vei sta în picioare toată noaptea. Nu l-a lăsat să doarmă. Și eu pus lângă el periodic planton. Că zice, dacă vrea cumva, fără să se sprijinească de ceva, și l-a ținut toată noaptea să stea treaz. Numai când vinea ăștia cu mâncare, atunci trebuia numai, ca să nu știe gardienii că ce se întâmplă. Și știți cât l-a ținut așa? 4 zile. L-a ținut în picioare toată noaptea și toată ziua. Închipuiesc cum a rezistat omul ăla. După aia n-a fost destul atâta,
că l-au pus în fața noastră, tot ăștia moldovenii, l-au pus în fața noastră, culcat la pământ și au căutat, nu știu de unde, au găsit ceva bâte sau ce știu ce, de la picioare, de la priciuri, de unde, i-au adus ăștia. Și atâta l-au bătut la spate, la fund, peste tot. Și la urmă zice, hai să văd dacă l-ați bătut bine sau numai așa v-ați jucat. Și l-a dezbrăcat și tot era roșu de sus până jos, spatele la el. Închipuiesc psihic cum te simți când nu știi când îți vine și ție rândul. Și așa lua pe câte unul. A fost unul dintre ei, dintre moldovenii lor, care ce greșeală a avut, atât a făcut, zice, pe mie îmi place comunismul, că nu e așa rău, numai dacă ar accepta și religia. Atâta tot. Pe motivul ăsta l-au izolat, separat, încă la Târgșor, într-o încăpere separat pe el. Nici nu l-am văzut, numai la, când ne-a dus la Ghera, atunci l-a băgat cu noi împreună. Și după aia pe el a început să-l bată. L-a pus culcat la pământ, l-a acoperit cu ceva să nu vadă, cu fața în jos, și vineau să-l lovească. Atunci și eu m-am dus acolo ca să mă fac că țin și eu ca să acopăr cu ceva, dar în schimb am băgat mâna la capul lui și l-am îngheat pe frunte. Dar fără să știe că cine face, ca nu cumva să spună el pe urmă că uite, cu tare mi-a făcut lucrul ăsta. Și l-au bătut cât au vrut. Au pus pe ăia să bată, pe alții. Și așa și pe unul și pe altul, pe rând. Periodic ce au făcut, zice, no, trebuie să declarați tot ce știți de afară și dinăuntru. Și dacă cumva la securitate cineva v-a favorizat, și aia trebuie să spuneți. Sau dacă vreun gardian v-a favorizat cu ceva, și aia să scrieți. Și atunci ce au făcut? Așa bucăți mari de săpun, subțirele, ca să nu ne dea creion sau ceva, pe aia trebuia să zgâriem, să scriem, dacă știm ceva. Pe aia n-am scris, că n-am avut ce să scriu despre asta, că cine m-a favorizat cu ceva. I-a pus să își facă treburile în gamelă. Și fără să o golească, să-i torne mâncarea peste ea și să mănânce așa. Așa e obligat. Dar eu am avut norocul că atunci nu eram cu ei acolo. Închipuiți-l vreo așa ceva. Altă dată îi punea să mănânce, dar fără, punea gamela jos, dar fără să îi dea lingură sau ceva. Zice, porcii trebuie să mănânce așa ca porcii. Și să mănânce fără să iei gamela în mână, fără nimic, numai să iei de acolo, să absorbi. Chestii de-aștia făceau. Care a fost, să zicem, cea mai cumplită experiență? Care a fost cea mai... Păi asta când, închipuiți-vă, când șeful ăla, Stoianul chema, moldoveanu, mergea la veceu și moia un băț acolo și îi punea în gură, ce trebuie mai mare umilință? De la veceu să baje în gură la altul. Și n-avea ce face. Să spune să mănânce rezidurile alea de acolo. Sau pe altul să-l pună să își baje capul acolo. În tineta cu urină. Și până la urmă așa a devenit băiatul ăla, că nu trebuia să-i mai spune, mergea singur și își băga capul acolo și ieșea. Deci am fost deja. Îți scriu o carte, mamă, de naiud, din temnița cu lanțuri și zăbrele, cu ziduri reci din care nu se aud, cum mor în chinuri visurile mele. Copilul tău cu pieptul de aramă, ce rătăcea adesea pe poteci, azi nu mai e decât o umbră, mamă, încarcerat 520. Îți scriu o carte, poate cea din urmă, căci dansul Salomei e întoi, căci în celulă
o viață iar se curmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. Mircea Pârvu. Când v-ați născut și unde? În 1925, noiembrie 22, în comuna Giurtelic, județul Sălaj, lângă Șimleu Silvaniei, lângă bădăcinul lui Iuliu Maniu. Vă amintiți de Iuliu Maniu, adică în tinerețe l-ați cunoscut? Da. Cum era? Un bărbat de un caracter de arhanghel. A fost în relații foarte bune cu tăticul meu, că erau după o vârstă. Da, și mergeam ca și copil mic, când tata avea ceva și venea domnișorul, că așa îi ziceam, pentru că el era necăsătorit, și așa ziceau atunci la tinerii, putea să aibă și 40-50 de ani, dacă era necăsătorit, tot domnișor îi ziceam. Deci mergeam cu tata peste deal, treceam două dealuri și ajungeam la bădăcini. Adică era cam la vreo 5-6 km peste deal, de, nici atâta, cam 5 km, 4-5 km. Îți scriu o carte, mamă, din aiut, din temnița cu lanțuri și zăbrele, cu ziduri reci, din care nu se aud cum mor în chinuri visurile mele. Copilul tău cu pieptul de aramă, ce rătăcea adesea pe poteci, azi nu mai e decât o umbră, mamă, încarcerat 520. Îți scriu o carte, poate cea din urmă, căci dansul Salomei e întoi, căci în celulă o viață iar se curmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. Eram în ultima clasă de liceu, am uitat să vă spun că am fost președinte onorific la Tineretul Național Sărănesc în plasa Șimleu Silvanie, de care aparținea și bădăcinul satului Iuliu Maniu. Așa. Și în anul 1945, de 10 mai, am fost iarăși arestat pentru că am venit cu sătenii mei la Șimleu să facem, să ne arătăm dragostea față de țară, că, mă rog, o revenit România iarăși. Și atunci, iarăși, am fost arestat, dus la comisariatul rusesc, era la Zalău, că am rupt steagurile rusești. Sam Mihai, un șeful poliției din Șimleu, a zis că eu cu
consătenii mei au rupt steagurile, nu era adevărat. A venit acasă și apoi au început persecuțiile, pentru că Partidul Național Țărănesc în anul 1946 a avut în jur de 80 ceva, 90% la alegerile din 19 noiembrie 1946. Deci Stalin chiar i-a spus lui Gheorghiu Dejdeș, nu câștigă ăla care are majoritatea voturilor, ci câștigă cel care este la guvern și care schimbă. Și a schimbat și a spus că Partidul Comunist a avut 80 ceva la sută și că noi am avut vreo 10-15%. Da, și atunci au început persecuțiile. Până în anul 1947, când l-au pus Partidul Național Țărănesc, a fost pus în ilegalitate. Eu m-am retras în sat și am stat ascuns pe la neamuri, în diferite localități, ca să nu fiu arestat. Că ne tot aresta, ne trag asa. Am fost președintele cu reorganizarea Tineretului Național Țărănesc și ei mă cunoșteau cât de mult mă iubea poporul. Și atunci căutau să scape de mine și eu stăteam ascuns pe la diferite neamuri, pe diferite sate. Până la urmă, în anul 1950, un prieten, Teixeș Pavel, îmi spune despre o organizație, Stânca de Granit, studențească de la Cluj, așa, și eu, tânăr, știind că, domnule, ocupația sovietică, să lupți împotriva tancurilor și avioanelor, nu poți, domnule, nu poți. Noi, dar am zis, noi să nu cădem victime a ideologiei comuniste. Un student de aici, din Sfânt Andrei, firesc, care după aia a ajuns aici șef procuror, după aia a ajuns șeful filarmonicii. Am stat de vorbă cu el, dar el m-a evitat. Am auzit că ar fi murit, Dumnezeu să-l ierte. El ne-a turnat. Și atunci am fost prinși toți și arestați, duși la Cluj, la securitate, acolo iarăși bătaie, chinuri, cât am căput. De la securitate ne-a dus la penitenciar. La penitenciar am prins foamea mare în care pescuiai un bob de fasole sau cât unghia de la degetul mic. Era propriu zis ceai de fasole sau ceai de cartof. Nu era cartof. În anul 1954 ne-a dus la mina de plumb Baia Sprie. Acolo a murit unchiul colegului dumneavoastră, cum îi zice? Codilă. Codilă, doamne.
Dar povestiți-mi un pic de părintele Codina. Și cum a murit dumnealui? Dânsul era... Unii erau perforatori, alții erau copturitori. Copturitorii ce erau? Oamenii care, când se pușca la front, se zguduia și se desprindeau. Și unele dintre copturi au fost desprinsă, dar n-a căzut. Dânsul, mi se pare că a avut multe dioptrii și a căzut pe picioare, i-a tăiat picioarele și până la... nu l-au dus imediat la spital, până când l-au dus, a murit. Așa avem noi știri. Cunoșteam chestiile astea, erau ascunse de noi, de majoritatea minerilor. Am făcut o grevă a foamei, tot lagărul, pentru că nu ne dădeau lapte și ni se mișca cei care lucrează la plumb, trebuie să consume mult lapte, că fac saturnism. Nu știam cuvântul ăsta, saturnism. Adică intoxicație cu plumb. Noi care lucram la mine de plumb, era natural, până cât au fost legionarii, le-au dat, când în 52 i-au scos pe legionari și i-au mutat la iud, așa, atunci ne-a adus pe noi, țărăniși liberali, fără partid, studenți, ne-a adus acolo și, dar nouă nu ne-au mai dat lapte și atunci noi am făcut greva foamei. Cei care n-au vroit să alimenteze după 3, 4, 5 zile, îi forțau, le băgau patentul în gură și le deschideau gura și le băgau furtunul și le introduceau o supă. Vorbiți în continuare. Da. Și în anul... apăsați pe butonul din mijloc. Da, știu, am rezolvat. Deci în urma acestei greve, acestor greve, că am făcut mai multe greve... Câte zile ați stat în grevă? Am stat atunci vreo 10 zile. Și n-ați mâncat nimic? Ba da, ne-o dat cu furtunul. Și dumneavoastră? Și mie. Și cum era când vă forțau să mâncați? Apoi eu am lăsat să-mi bage furtunul. Eu nu mi-o rup dinții, nu mi-o băgat patent sau clește și nu m-o forțat. Dar au fost colegi care pur și simplu le-au rup dinții ca să poată să le bage furtunul, să-i alimenteze, ca să nu moară. La Baia Spree am ajuns în 54, în vară, primăvară, prin mai. Și cum era la Baia Spree? Povestiți-mi un pic, descrieți-mi locul, ce era acolo, ca și așezare. În munți, o pantă, și acolo a făcut loc pentru barăci. Noi stăteam în barăci și aproape de gura de mine, de la noi din
baracă și până la gura de mine nu era mai mult de 50-100 de pași. Câte barăci erau și câți oameni erați acolo închiși? Păi erau vreo 4-5 barăci și eram câteva sute de oameni, nu știu. Cum arăta o baracă? Descrieți-mă ce era. O baracă era făcută de lemn și în interior erau tot așa paturi, trei paturi suprapuse militare, paturi de fier, așa. Și acolo stăteam într-o baracă, într-o baracă de, să zic așa, de 10-15 metri, așa, stăteam 10 de oameni, nu mai țin minte exact, dar stăteam paturi. Cum e aici, aici e un pat, acolo alt pat, dincolo alt pat, etajat până sus, trei paturi suprapuse. Mulți leșinau și nu puteau să facă norma, majoritatea zdrobitoare, 99%, nu puteai să, adică trebuia să, norma era de 7500 și ceva de kilograme, 7 tone, să le barosez, că era o rostogolu, adică cum ar fi aici, aici să fie rostogolu, așa, cât masa aia și pătrățele așa, ca să introduci minereul, bucata aia, trebuia să o barosezi. Ori asta e, trebuia să ai forță și trebuia să știi cum să o lovești ca să poți să așcheze, să rupă, ca să o poți introduce. Când împușcătura, așa îi ziceam noi, după ce se făcea împușcarea și se făcea ruptă, se rupea mult așa material, atunci mai puteai face câteva zile până era aproape de rostogol, să alegi care era bucăți mai mici și să le introduci. Dar mai mult de câteva zile nu puteai să faci norma și atunci ce se întâmpla? Ne pedepsea cu izolare. În carcera asta nu aveam saltea, nu aveam, tot se scotea peste zi și primeam numai de 2 ori mâncare pe săptămână. Tot la a treia zi primeam mâncare. În restul zilelor primeam numai apă și o bucată de pâine care ziceau ei care 250 de grame, dar care n-avea mai mult de 150 de grame. Deci ajungea, nu era de ajuns că trebuia să muncim cu mâncarea care cum era, că mai și făceam, nu puteam nici atât să facem norma. Și atunci venea cealaltă lună, iarăși ne băga. Ne trezeam, de exemplu, la ora 5, la ora 6 mâncam un ceai ce era, așa, cu pâine, marmeladă, la 7 intram în mină, mina era vreo 7 nivele, orizonturi, ziceam noi, așa. Noi eram la orizontul 11,
era încă sub noi orizontul 12. Am uitat să vă spun că în mine era o atmosferă de nesuportat. Închipuiți-vă, să împușca, să cutremura toată orizontul, să zguduia, cum v-am spus, cum a murit și părintele Cotilă, așa ni s-a spus, care adevărul, nu știu. Nu știu ce știu dânsii neamurile sau cei care au fost mai aproape de dumnealui. Așa, pentru că, așa cum v-am spus, eram pe schimburi, eram două sau trei schimburi, mi se pare două schimburi eram. Așa, dimineața, pe ziua și noaptea. Și în mine, cum vă spun, era o atmosferă de nesuportat. Praful ăla cu plumb, închipuiți-vă dumneavoastră, eu am fost intoxicat cu plumb, de mi s-au mișcat dinții, așa ca mărgelele. Am fost arătat, după ce am ieșit din închisoare, eu nu știu cât o putut avea, peste 3-40 de grade, dar nu puteai să stai cu cămașa pe tine. Stăteam dezbrăcat și închidos numai. Cine era comandant la Baia Sprie când ați fost dumneavoastră acolo și cum se numea și cum se comporta cu dumneavoastră? Ce știți despre caracterul lui? Se numea Sabo Zoltan. Era daci din Oradea. Un citor care era comandantul cu grad, nu știu, locotenent, capitan, nu știu ce grad avea. Așa, comandantul închisorii. În urma acestor greve, ne-a dus în lanțuri și în cătușe, dar nu în lanțuri și cătușe de astea nichelate, cum le văd eu la televizor de astea, ci ruginite și când îți punea la picioare, dădea în nitul ăla care și dădea și în picior. La Gherla, în 56, nu știu până ce lună, a fost Revoluția din Ungaria. Iarăși nu ne-au dat voie să ieșim afară. Un an de zile n-am ieșit afară la aer, la plimbare. Deloc, deloc, deloc. Să stai într-o cameră ca și asta, în jur de... aproximativ, vă spun, în jur de 30, 40, 50 de oameni, păi, domne, asta e ceva insuportabil. Vă spun, leșinam, transpiram. Geamurile erau cu scânduri, bătute scânduri, să n-avem lumină de afară. Luni de zile, nu-ți dădea decât ceai de cartofi, ceai de arpacas, ceai de varză, ceai de fasole. Nu găseai, domnule, două boabe, trei boabe de fasole într-o gamelă. Îi dă necrezut cum am trăit. Eu am fost obișnuit cu foamea. La Gherla, în urma acestei situații, ce frontieriștii au făcut o grevă. Frontieriștii erau în podul. Biserica a fost zidit un pod și deasupra erau ei vreo, ce știu, 50-100 de oameni. Atunci a fost acolo și
Paul Goma? Paul Goma. I-a bătut, ei s-au baricadat, au făcut greva foame, s-au baricadat, au pus paturile în uși, ăștia au venit alo. Și apoi i-au scos de acolo și i-au bătut, după când am fost scos, nu știu cu ce ocazie, la câteva zile după ce au făcut ei grevă și i-au bătut, sânge pe scări, pe pereți, era sângele pe pereți. La câteva zile după, încă ei nu văruise. Ați fost vreodată scos la baie? Sau la plimbare? Ce mai e, domnișoară? Nu știu, oamenii de astăzi, noi am fost în iad. Iisus Hristos a fost în iad nu știu câte minuni. Eu am fost în iad ani de zile. E de nedescris. Păi nu v-am spus mai înainte, n-am fost la plimbare ani de zile. Ani de zile să nu fii scos dintr-o celulă. Ne muta din celula asta, din camera asta, ne muta a treia cameră, a treia celulă. Așa a fost. Mâncare îngrozitoare și insuportabilă, de exemplu, când era foarte bună, așa a zis, foarte bună, jumări cu păr, cu aruncat acolo tot, închipuiți-vă dumneavoastră, Domnule, să mănânci astfel de mâncare, Domnule, însemna să te îmbolnăvești. Și ne-am îmbolnăvit. Îți scriu o carte, mamă, din aiut, din temnița cu lanțuri și zăbrele, cu ziduri reci, din care nu se aud, cum mor în chinuri visurile mele. Copilul tău cu pieptul de aramă, ce rătăcea adesea pe poteci, azi nu mai e decât o umbră, mamă, încarcerat 520. Îți scriu o carte, poate cea din urmă, căci dansul Salomei e în toi, căci în celulă o viață iar se curmă, căci zi și noapte moartea-i printre noi. Numiți, în ce zi și an v-ați născut și unde? Sarca Eugeniu. Eugeniu. Am avut probleme când am venit în închisoare, că acolo au figurat numai Eugen. Că așa a fost, dar când am văzut în buletin și atunci a trebuit să schimb și am trimis acolo. Și când v-ați născut? Când m-am născut? În aprilie 27, 1928. Unde? În Genetea, orașul Genetea. Nu știu data exactă când a fost acum. De exemplu, astăzi mi-au propus să intru în organizație, eu au zis că nu intru și că nu știu ce și nu știu cum. Și zice altul, ba, că zice, ăsta mea ne-a trădat. Trăda, ba, dracu, nu voi trăda, am zis eu către el. Dar nu mă înscriu. Că apoi peste o zi să fie securitatea în timpul orelei de școală.
nu știu ce, avem istorie sau așa. Și vine cu o listă și citește, cu tare, ia, luați-vă ce aveți și haideți. În ce an? În 48. 48. Și din clasă de la dumneavoastră, pe cine ați mai cunoscut sau din organizație? Stai. De la dumneavoastră, pe care i-ați mai cunoscut din organizație? Atunci i-am cunoscut numai pe cei care au fost în clasă cu mine. Cum îi cheamă? Era unul Filip Ioan și unul Haiaș Gheorghe. Ei mi-au propus, ca apoi să vă spun și cum o trădat colegul. Nu acum, mai târziu voi spune. Dar, de exemplu, ce trebuia să faceți ca să intrați în organizație? Ce făcea organizația? Că să te înscrii și apoi îți dă nu știu ce hârtie acolo și gata, atât. Dar nu aveați niciun plan împotriva statului sau împotriva regimului? Că organizația împotriva regimului a fost asta. Noi ziceam la ora ce și după aia, adică am zis că asta a fost o organizație ființată de securitate, ca să ne aresteze pe câțiva dintre noi și să-i sperie pe ceilalți. Cum era penitenciarul? Cum erau celulele? Mizerabile. V-am spus cum, paturi de fier, fără saltele, fără nimic. Îți dădeam un rând de pătură și apoi punem pătura jos și cu aceluilalt ne acoperim doi și apoi ia cât așa dormit. Uh-huh. Și acum simțim. Și când ieșați afară? Când vă dădeau voie să ieșiți afară? N-am fost la primare o singură dată. O singură dată în 3 luni de zile, înainte de a ne duce dincolo. Uh-huh. Acolo era stat o lună, două, iarna, unde să mergi la plimbare, că așa, până când ne-au dus la Cluj, la judecată. Și când făceați baie? Vă lăsau să faceți baie? Baia am făcut înainte de a pleca la ei și după ce am venit de acolo. Vă spun eu baie când ajung acolo, unde am făcut, totuși am făcut și baie. Dar la penitenciar ați făcut baie? Nu la Oradea. Cum era un penitenciar? Dimineața se aducea ceaiul lui sau terciul lui, cum se zice. No, la prânz se aduce mâncare, seara mâncare și cu asta basta. Atât. Și n-a ieșit din celulă deloc. Și ce făceați ziua acolo? Ce puteam face? Mai discutam cu ei ce știu ce și ne gândeam la ce-o fi, cum o fi. Dar știați că o să fiți condamnat, mai sperați că o să fiți eliberat sau ce credeați păi atunci? Sigur că speram, că ce-am făcut, n-am făcut nimic decât că vorba ce e. Am fost membri în organizația aia. Cât timp ați fost la penitenciar și la securitate, părinții dumneavoastră știau de dumneavoastră? Știau. Și au fost să vă viziteze? Nu m-au vizitat. Poate ar fi fost și-o vorbit cu cineva, dar nu m-au putut vedea nici eu pe ei și gata. Și mi-au spus după ce am venit acasă că mi-au trimis saltea acolo, că dar dormeam pe fier. Dar nu, n-am mai primit saltelele. Mm-hmm. Dar era frig la penitenciar în perioada asta sau era vară când ați fost? Frig, dar păi până în decembrie am stat acolo cu patrulele de fier și apoi ne-am mutat pe toți în celulă mare, atunci i-am întâlnit pe colegii. De la Cluj, după ce s-a terminat cu judecată, ne-am dus la Aiud. Acolo iar ne-a stat o săptămână sau două. O dată acolo cu o celulă și nu pe toți într-o celulă, că era mulți, 20 și ceva. No, care cum o nimerit acolo. A stat o săptămână sau 10 zile, nu știu exact cât a stat. Ne-am urcat în tren și ne-am dus la Târgșor. Condițiile erau așa. Era camere mare, ce să zic, de vreo 100 de metri partea asta, 100 de metri era în partea ce erau ateliere și dincolo, și apoi dincolo ce erau, ce știu, intrarea, nu știu ce erau pe acolo. Și în stradă era un bazin mare acolo și apoi vara apă și puteai face baie acolo. Că lucrai 8 ore și până seara când era culcare, până atunci erai liber în curte. Și a fost foarte bine. Mâncarea era bună, că și lucram. Până când a venit vremea și ne-a dus la Gherla. Unde v-au dus la Gherla? Da, pe care, cum au nimerit, în ce cameră au nimerit pe acolo? Eu nu știu în ce cameră am fost, nu știu câți am fost, dar am fost, mai mulți am fost acolo și că erau din
după este tot eu strâns acolo, pe ăștia tineri, ca să-i reeduce. Da. Și apoi acolo erau priciuri de naștere mari și apoi trebuie să stai acolo, așa întins cu picioarele, cu mâinile pe aici, n-aveai voie să urmi nici cu ăsta, nici cu ăsta, nimic, nici să întorci capul și nici muscă dacă vine, n-aveai voie să faci, n-aveai atât, nici vorbă, nici nimic. Din când în când mai vine câte unul și îți mai dădea pe la tălp cu ceva bută pe acolo. Așa trecea ziua și trebuie să ne gândim, să demascăm ce mai știm, cine, de acasă, din toată lumea. Și apoi fiecare a spus acolo pe niște de povești. Și apoi la un moment dat, adică la un moment dat, la un timp de, vine și mie, adică am văzut pe alții cum îi băteau acolo, îi lega și îi trăgea sus și îi bătea până, ca să spună tot ce știe. Și mi-a venit și mie rândul. Dar eu când am văzut cum îi bate pe ei și ce face, am zis eu, când ajung acolo, nu știu ce-o fi. Eu nu-i fi de acord cu asta. Și apoi ajung acolo și mă întreabă și da, să mă lege. Erau patru tipi acolo, tot de ăștia cam tineri. Și ăștia nu erau polițiști sau nu știu ce, tot dintre... Dar nu mi erau cunoscuți, nu erau din colegii mei, din alte părți, cum au venit acolo. Și apoi vin vreo patru și eu bâche și să mă bată și să mă lege, sigur că n-au reușit patru inși să mă lege. Cum s-a apropiat de mine, cum mă las urlem și bunuțesc că am primit bătaie destulă, că erau patru cu bâche. Dacă avem și o bâtă, v-am mai spus eu odată treaba asta. Poate că nu picam jos, dar așa am picat jos. Că n-am mai rezistat, am picat jos. Și dacă am picat jos, atunci am văzut cum cu ace mă înțepau pe la picioare pe acolo ca să vadă, dar eu n-am mișcat deloc. Deși eram, vorba aia, conștient. Dar am zis nimic. Așa m-a lăsat până dimineața, că seara ne... Deci, m-au udat ei cu apă, că au crezut că am leșinat sau că nu știu ce, și apoi sigur că nu vreau nici ei să mor, că îi lua la rost pe... No. Și apoi dimineața, dar să mă ducă la doctor acolo, în spital, adică, așa. Și zice că trebuie să spui că ai lucrat la lemne acolo și că s-o dărâmă lemnile pe tine. Nu că m-au bătut ei. Nici nu m-a întrebat aceea, că ce nici nu le-am mai spus nimic și m-a văzut că-s bine. No, m-a lăsat, m-a dus înapoi acolo, în celula unde am fost. Te legau și te trăgeau să-și depăteau până când se săturau, până când, cum și pe mine, au vrut să mă lege, nu m-a putut. M-am luptat cu ei până când am picat jos și atunci au crezut că am leșinat. Da. Ceilalți colegi ai dumneavoastră, cum au fost bătuți? Că, doar, că mai sunt și alte metode prin care vă torturau. Ce ați văzut dumneavoastră? N-am văzut alte metode, nimic eu acolo. Dar decât... ce ați auzit? Cum îi maltratau? Cum îi chinuiau pe ceilalți? Că ați mai auzit? Păi am auzit, da, că îi bătea și cu fecale și cu ce știu ce și am auzit. Și am văzut că întreba pe unul, întreba odată că și ce știu ce întreba și până la urmă că se dea telefon la nevastă sau acasă. Și apoi să vezi cum și-o bătut joc de el. Adică prima dată zic că trebuie să stângă becul, că era seara. Stângă becul. Și apoi l-au vrut să meargă să stângă becul de la... Nu mă, nu așa e. Și l-a pus să sufle în bec, ca să se stigă. Sigur că nu s-a suflat. Mă, prostule, zice, nu așa. Ia uite cum se stânge în bec. No, i-a uitat, o stâns, l-a prins înapoi. Dă telefon acasă, zice. Era dezbrăcat, în piele goală. Dar a avut o celular. Ce? A avut o celular. Da, a avut o celular. Și apoi, care era celularul? Că să bagi un deget în gură și unul în fund. Și alo, alo, și por schimba degetul în fund, nu știu, în gură și nu știu dacă și-l băga el chiar în fund, dar nu. Așa și-a bătut jul de ei.
pune să mănânce din gamelă, pune gamela jos și el să culce acolo și să mânce fără lingură. Își făcea treaba mare în gamelă și îi pune să mănânce. Și eu n-am văzut așa ceva, dar m-am auzit.